Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 105 din 16.04.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut consilierilor. La ședință, din totalul de 36 consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 34. Astfel, ședința este legal constituită. Având în vedere problematica de pe ordinea de zi, am invitat și aparatul de specialitate, directorii de direcție și directorii ai instituțiilor subordonate. Mulțumesc prezenței mass media și pentru ședința de azi dau citire proiectul ordinii de zi. Astfel, aprobarea, la punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data 09.04.2021. 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 8 la hotărârea Consiliului Județean numărul 212 din 2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute la legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021. 3. Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare, locuință protejată Venus din cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță, POCU 465/4/4 128038, proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare a bunului imobil Galerii de Artă Alfa, aflat în domeniul privat al județului Bacău, în favoarea complexului muzeal Iulian Antonescu. Proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 24 metri pătrați din zona drumului județean DJ116, situat în sat Nicorești, comuna Pârgărești din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, în favoarea Delgaz Gridesa. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului comunal DC155 de la kilometrul 0+000 la kilometrul 6+800 în categoria funcțională a drumurilor de interes județean. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Târgu Ocna în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor bituminos, executare șanțuri și acostamente pe sectorul de drum județean DJ116 de la kilometru 16+049 la kilometru 17+849. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a unui sector din drumul județean DJ112 de la kilometru 3+840 până la kilometru 4+040, situat în extravilanul Comunei Târgu Trotuș. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, actualizația obiectivului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare, aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu a județului Bacău pe anul 2021. 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF în România și județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău pentru implementarea proiectului Asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios a excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili în România, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, programul de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului teren în suprafață de 1221 metri pătrați înscris în lista monumentelor istorice pe 2015 cu denumirea Așezare Fortificată, cod LMI Bacău, Bacău 00742, situat în sat Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Supun la vot în conformitate cu prevederile 135, aliniat 8, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Propun ca acest proiect să fie dezbătut înaintea proiectului de buget, ținând cont că se modifică anexa 8 prin aprobarea organigramei Spitalului Județean de Urgență Bacău. Ca atare, 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiție, refacere pod PDJ 241A, kilometru 97 plus 420, afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai-iunie 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Județul Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DJ 119, Bacău-Fărăoan, kilometru 1 plus 680, kilometru 2 plus 300, Județul Bacău, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4 plus 400, kilometru 10 plus 466. Și 4. Proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 9 din 29.1.2021 privind constituirea Comisiei Speciale pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Poftim? N-am văzut, să știți, când bate lumina noi, n-am observat. Îmi cer scuze, vă rog, haideți. Ținând cont de complexitatea organigramei și de urgența care a fost dată, propun amânarea pentru ședință, o ședință ulterioară sau o ședință extraordinară pentru organigrama spitalului. N-am văzut interpelarea, dar o să supun la vot. Da, s-a votat deja. Am ridicat mâna și nu înțeleg. Dar să știți că nu am nimic împotrivă. Supun la vot amendamentul domnului... Da. Președinte, tot respectul, vorbim de organigrama unui spital în anul de pandemie. Cred că e o urgență destul de studentă și cred că ar trebui trecută la vot să ne ocupăm un pic și de spitalul. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Gabriel. Nu cred că este vorba doar de pandemie. Am vorbit cu doamna Maricina mai devreme cu managerul spitalului și ne-a explicat că a luat amenzi, două amenzi mai acum, pentru că nu am dat pe organigramă treptea multe posturi, sunt obligați să facă chestia asta, deci este o problemă stringentă. Nu se angajează oamenii deocamdată, din câte am înțeles, se schimbă organigrama, după aia vor mai fi pași de făcut. Eu am să plătesc și eu, m-am lăsat să dezbat la momentul când vin cu organigrama la vot. Vreau să prezint eu situația de la Spitalul Județean. Un moment, imediat o să vă dau cuvântul. Modificarea organigramei trebuie pusă în acord cu prevederile legale. De asta s-a și suplimentat această ordine de zi. Într-adevăr, Spitalul Județean a luat două amenzi de la Inspectoratul de Situații de Urgență pentru că n-au un serviciu privat și trebuie înființat. Asta e un aspect și eu cred că suplimentarea organigramei cu medici ATI, medici infecționiști, asistenți, reprezintă o urgență pentru Spitalul Județean Bacău. Ăsta este punctul meu de vedere, dar am să supun la vot procedural, dacă mai era o intervenție din partea domnului consilier județean Vreme. Vă rog. Vă rog masca, vă rog. Ar trebui cineva de la spital să ne explice tehnic dacă este o urgență. Masca, vă rog. Eu cred că lucrurile mari, lucrurile pe care noi trebuie să le facem aici,
pot fi făcute înțelept și încet. Dar dacă am avea pe cineva de la spital să ne explice asta, noi ca politicieni putem discuta de problema asta. Dar de bune tehnic, eu cred că ei trebuie să... O să vă explic eu din punct de vedere tehnic. Preiau eu rolul spitalului și vă explic din punct de vedere tehnic ce este de fapt această modificare de organigramă. Și am să vă dau articolul din lege, ordinul pe care se bazează punerea în comun acord cu ordinul nu presupune o influență financiară, ci presupune o funcționalitate normală a unui spital în conformitate cu ordinul 1500. Asta e de fapt organigramă. Am să vă dau citire. De ce? Cum? Nu e nicio problemă. Am un rezumat a situației. Da, domnul consilier județean, vă rog. Domnule, mulțumesc. Nu contest necesitatea încadrării unor medici de a schimba funcționalitatea spitalului. Problema este, dacă exista o urgență, se putea face o ședință extraordinară în care să fie așa ceva. Dacă a fost băgat aseară, Vă spun și de ce. Noi votăm bugetul. Odată cu bugetul, trebuie să modificăm anexa 8, cu numărul de persoane care sunt încadrate. De asta este prins în acest buget pe ordine de zi suplimentară. Că ar fi trebuit să modificăm din nou anexa 8 într-o altă ședință. E chestiunea de operativitate, de nimic altceva. Și o să explic pe ce înseamnă Spitalul Județean, ce s-a solicitat prin această modificare de organigram. Eu cred că dacă toți suntem la votarea bugetului pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile subordonate, este oportun. Ca atare. Nu contest oportunitatea. Vă rog. Cred că atunci înțeleg și urgența. Vreau să ca inițiator puteți să retrageți de pe ordinea de zi sau puteți să-l păstrați. Nu trebuie să votăm noi pentru... Am înțeles, am votat amendamentul domnului Caselan. Am înțeles, dar... Asta am vrut să supun la vot amendamentului domnului consilier Boca. La ordinea de zi. Au zis să amâne. Domnul consilier Boca a făcut un amendament... O solicitare, da. Atunci, supun la vot suplimentarea ordinii de zi, așa cum a fost prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnule, voturi împotrivă? Domnul Boca, votați, vă abțineți, votați? Suplimentar cu... Pentru suplimentar e maxim. Ok, două acțiuni. Suplimentarea votării de zi a fost votată. Vă mulțumesc. Spuneți, domnul Marco. Nu? Bine. Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din data de 09.04.2021. Doamna secretar general, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Potrivit prevederilor codului administrativ, modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Curții Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal la ședințe anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței din 9 aprilie 2021. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Procesul verbal a fost aprobat așa cum a fost prezentat. Trecem la punctul 2, proiectul de hotărâre privind completarea anexei 8 la hotărârea Consiliului Județean numărul 212 pe 2020 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute la legea 227 per 2015, mă scuzați. Se aude? Privind codul fiscal aplicabile în anul 2021.
Doamna secretar, vă rog, pe scurt, prezentarea. La hotărârea Consiliului Județean Bacău 212/2020 au fost aprobate tarifele pentru confecționarea pieselor componente ale costumului național de către ansamblul folcloric Busuiocul Bacău pentru anul 2021. Prin adresa 132 din 12 februarie 2021, ansamblul folcloric Busuiocul solicită aprobarea tarifelor pentru o serie de componente ale costumului național românesc pentru adulți și copii, componente ce nu au fost cuprinse în anexa numărul 8 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, și anume ilic, traistă, roboadă, căciulă. Sumele încasate reprezintă venituri proprii ale instituției. S-a făcut în conformitate cu legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabil în anul 2021. S-a afișat pe site-ul propriu informațiile de interes public sub secțiunea proiecte supuse dezbatere la sediul și a fost transmis cu adresa 3103 din cotidianul deșteptarea anunțul privind organizarea dezbaterii publice asupra acestui proiect. Până la data de 4 martie, publicul interesat nu a depus propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect modificarea anexei numărul 8 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 212/2020, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea anexei numărul 8 la hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 212/2020, privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de legea 227/2015, privind codul fiscal aplicabil în anul 2021. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în majoritate. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate a Consiliului Județean. Doamna secretar, vă rog pe scurt. Calității a propus desfințarea unui post contractual vacant de șofer la Serviciul Administrativ Transport în cadrul Direcției Economice și Managementul Calității și înființarea în cadrul același serviciu a unui post contractual de îngrijitor, ținând cont că pe fondul pandemiei, în perioada decretată ca stare de alertă, s-au diversificat și intensificat activitățile de igienizare și întreținerea spațiilor, precum și a suprafețelor aferente birourilor, holurilor, mobilierului și băilor, fiind necesară suplimentarea numărului de îngrijitoare în cadrul serviciului. Potrivit articolului 173, alineatul 1 litera A și alineatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean, organigrama și statul de funcții se aprobă de către Consiliul Județean la propunerea președintelui. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, motiv pentru care supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții ca la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 din ordinea de zi, prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare, locuință protejată Venus, din cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță, POCU 465/4/4/1280/38. Aș vrea pe scurt, doamna secretar, care este necesitatea adoptării acestui regulament. Prin adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 6593/2021, conducerea acestei instituții publice cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Bacău, a fundamentat și propus aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare în locuință protejată Venus, din cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță. Referitor la această propunere, precizăm că potrivit articolului 3 alineatul 1 și 2 din hotărârea Guvernului 267/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare regulamente proprii de organizare și funcționare pe care le aprobă prin hotărâre a organului de conducere prevăzut de lege. Potrivit hotărârii Guvernului 118/2014,
privind aprobarea normelor juridice de aplicare a prevederilor legii 197 pe 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale modificate și completate ulterior, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile din subordinea sa, are atribuții pentru acordarea licențelor de funcționare sau provizorii pentru serviciile sociale din domeniul propriu de activitate. Printre documentele justificative prevăzute la articolul 18 al hotărârii anterior menționate, care stau la baza eliberării cererii de licențiere, se regăsește și regulamentul de organizare și funcționarea serviciului social, elaborat cu respectarea modelului cadru, aprobat prin hotărârea Guvernului 867 pe 2015. Potrivit articolului 173, alineatul 1, litera A și alineatul 2, litera C, din ordonanța de urgență privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru instituțiile și serviciile publice de interes județean, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de către Consiliul Județean la propunerea președintelui. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de cazare, locuință protejată, din cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță, motiv pentru care propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a locuinței protejate Venus din cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de administrare a bunului imobil Galeriile de Artă Alfa, aflat în domeniul privat al județului Bacău, în favoarea complexului muzeal Iulian Antonescu. Din prezentul proiect de hotărâre propune aprobarea constituirii dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Bacău, ce aparține domeniului privat al județului Bacău, identificat conform anexei la prezentat la proiectul de hotărâre. Galeriile de Artă Alfa au intrat în domeniul public al județului Bacău, conform hotărârii Guvernului 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău din 2005, s-a hotărât trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al județului Bacău, în vederea vânzării la licitație publică, vânzare ce nu a mai avut loc. Ca urmare a trecerii din domeniul public în domeniul privat, în hotărârea de guvern 1348/2005 s-a aprobat poziția numărul 6 privind galeriile de Artă Alfa din anexa numărul 1 la hotărârea de guvern 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău. Galeriile de Artă Alfa au fost date spre administrarea complexului muzeal Iulian Antonescu Bacău prin act adițional, conform hotărârii Consiliului Județean Bacău 49 din 2010. Întrucât contractul de administrare menționat anterior a încetat, în vederea desfășurării activității complexului muzeal Iulian Antonescu, considerăm că se impune încheierea unui nou contract de administrare. În conformitate cu prevederea articolului 362 alineatul din codul administrativ, bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect încheierea unui nou contract de administrare, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare a bunului imobil Galeriile de Artă Alfa, aflat în domeniul privat al județului Bacău, în favoarea complexului muzeal Iulian Antonescu. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog. Remarcat o neapărtență. Cred că este o eroare vis-a-vis de valoarea preluării. Ea a fost inventariată? A fost inventariată la 463.000 și o preluăm la 122.911. Totalul este corect, 1463.100. Cred că a fost preluat cineva datele din rubrica mai de jos. Aici aș vrea să verificați valoarea preluare, valoarea de inventar. Și dacă tot am ajuns la... Mă verificați la Amazon? Da, mă uimesc. La ce am de vă referit? Ca să nu dăm impresia că nu ne uităm pe proiectele astea de hotărâre. Mă referiți la contract, la anexă? La valoare de inventar. Da, știu, dar avem anexă. Ați preluat-o cu 122.911.
Totalul este corect, 1.463, da. Este clădire și teren, atunci va acuma, total, dacă tu din clădire și din teren. De văzut. Da, dar ce ne aveți să vă referiți? Unde a fost o stricurată? În anexă, în hotărâre? Noi am preluat-o, deci, vorbim de lista numărilor date în administrare, complexul muzeal. Uite, e fără teren. La pagina cât este? 11. Deci aveți 163.100, da? Sigur. Lista de administrare. Și noi să vă... La ce pagină nouă? Vă referiți la adresa din actele premergătoare de proiectului de hotărâre, la adresa din partea complexului de azi, Iulian Antonescu, făcut către noi? De cealaltă, primele pe contract. Vă preluăm în lista bunurilor date în administrare, la dumneavoastră figurează 122.911. Da? Da. Păi valoarea doar a clădirii. Aveți anexa la contractul de administrare, la asta ne referim, că v-am întrebat la ce acte ați sesizat că e o inadvertență. Dacă vă referiți la anexa numărul 1 la contractul de administrare, este exact cu valorile de inventar prevăzute în inventarul nostru al județului și aveți valoarea clădirii la 1, deci cu acolo suprafață construită, suprafață utilă, de desubt aveți suprafața teren și apoi totalul celor două, ca imobil complet. Complexul mondial ne propune preluarea cu 1.446.700. 700? 100. E 100, da. Da? E 100 pe 7. E peste tot. Deci avem 1.463.100, ceea ce aveți și la anexă la hotărâre, ceea ce aveți și la contract. Aveți și corect, dar dacă adunați 122.000 cu 16.400, nu ne dă 1.463. Perioada asta cine a investit pentru întreținere, reparații, nu știu. Dacă cineva știe să ne explice. Nu știu. Era mai important să o facem la licitație, să mergem mai departe cu primul proiect de hotărâre din 2005. Deci s-a încercat să se scoată la licitație în vederea vânzării, nu s-a prezentat nimeni și apoi ulterior, exact cum a prezentat și în referatul de aprobare al domnului președinte, a fost dat în administrare complexului muzeal, deși s-au comportat ca un adevărat proprietar cu acel imobil, de câte ori a considerat necesar să se facă ceva, s-a solicitat sume și s-au investit acolo, acum pentru că s-a încetat dreptul de administrare, conform cu actului adițional, urmează să mai facem un act adițional Pentru nu puteți să spuneți. Asta s-a întâmplat. Deci a fost la complexul muzeal la Antonescu până acum. Sigur că sunt. Ce vreau să specific acolo? Vedeți că acolo este un bloc care trebuie, este un bloc care trebuie consolidat. Aici e problema galeriile de artă de acolo. Da, 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 e cu bulină roșie. Cam asta e problema, dacă vă referiți, de ce nu s-a prezentat nimeni să cumpere. Cred că asta e situația. Noi așteptăm în consolidarea care se va face la nivelul municipiului Bacău să fie prins și acest bloc. În condițiile astea o să devină mult mai atractiv. Și să știți că eu pe spațiile care sunt destinate culturii n-aș înstrăina nimic, pentru că sunt solicitări din mai multe părți de a expune
de a expune tablouri, de a face expoziții și chiar cred că e necesar pentru județ să rămână în administrarea noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul consilier. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 6 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 24 metri pătrați din zona drumului județean DJ116, situat în sat Nicoreș, comuna Pârgărești, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SCDL Gasgrid. Aș propune să trecem direct la vot, aveți referatul de aprobare la mapă, dacă nu aveți nimic împotrivă, aș propune direct la vot, fiind o chestiune pur tehnică. Sunteți de acord? Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat la mapă. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 7 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind încadrarea drumului comunal DC155 de la kilometru 0+00 la kilometru 6+800 în categoria funcțională a drumurilor de interes județean. Pe scurt, doamna secretar general... În susținerea celor propuse în proiectul de hotărâre, se arată că sectoarele de drum comunal DC155 de la kilometru 0+00 la kilometru 6+800, situat pe raza teritorială administrativă a comunei Heligiu și a comunei Livezi, se încadrează în prevederile articolului 7 din ordonanța guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor modificate și completate, care prevede că drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene care asigură legătura între reședințe de comună, coroborate cu dispozițiile punctului 1 din anexa numărul 3 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, în care se exemplifică bunurile care aparțin domeniului public al județului, în această listă fiind cuprinse și drumurile județene. În analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale, rezultă că factorul principal de coeziune între comune este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servicii de dotare, turism, etc., factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative respective. Ținând cont de tendințele de dezvoltare a acestei zone a județului Bacău, înregistrate în ultimii ani, se dorește de asemenea o integrare în tendințele vremii, necesitând astfel încadrarea drumului comunal într-o categorie de drum superioară. Migrarea populației din mediul urban în mediul rural, la care contribuie și dezvoltarea continuă a parcului auto-național, determină în mod continuu luarea celor mai eficiente măsuri, astfel încât să se asigure participanților la trafic condiții corespunzătoare de viabilitate a drumurilor publice. O importanță deosebită, oare capacitatea portantă a sistemului rutier, care odată cu creșterea numărului de autovehicule de diferite dimensiuni și mase, impune o anumită structură rutieră, astfel încât să fie asigurată în mod corespunzător starea de viabilitate a drumului. Văzând condițiile de trafic, care în ultima perioadă s-au îngreunat, în sensul că s-a mărit partea auto-național în mod considerabil, dar și faptul că acest drum ar putea prelua o parte din traficul de pe drumul județean DJ117, dar și cele de pe DN11, descongestionând în acest caz condițiile de trafic și asigurând fluența traficului existent și prognozat, garantând în acest fel îmbunătățire a situației actuale a stării de viabilitate a infrastructurii rutiere, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă din zona respectivă a județului. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect încadrarea drumului comunal DC155 de la kilometrul 0+000 la kilometrul 6+800 în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre menționat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Trecem la punctul 8 din ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Târgu Ocna
În vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor, bituminos, executare șanțuri și acostamente pe sectorul de drum județean DJ116, de la kilometru 16 plus 049 la kilometru 17 plus 849. Vă rog, doamna secretar general. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul public județean de drumuri Bacău, prin nota de fundamentar 1083/2021, arată faptul că sectorul de drum județean DJ116 prezintă o serie de defecțiuni importante, atât la nivelul îmbrăcăminții asfaltice, cât și la infrastructura rutieră, acesta fiind într-o stare avansată de deteriorare. Pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, este necesar să se realizeze un ansamblu de lucrări, respectiv reparații locale cu mixturi asfaltice, refacerea infrastructurii rutiere în zonele cu tasări, tratare burdușii, așternea unui covor asfaltic cu preluare de nivelări în vederea refacerii pantelor transversale, precum și lucrări de aducere la cota carosabilului a căminelor aferente rețelelor edilitare subterane existente. De asemenea, pentru evitarea infiltrațiilor în structura drumului, se impune amenajarea acostamentelor și realizarea de șanțuri în vederea preluării apelor fluviale. Contribuția orașului Târgu Ocna constă în finanțarea în procent de 5% din valoarea lucrărilor de execuție a obiectivului, restul finanțării, respectiv 95% din valoarea lucrărilor de execuție, fiind asigurată de către județul Bacău. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect asocierea județului Bacău cu orașul Târgu Ocna, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor covor bituminos și execuție șanțuri și acostamente pe DJ116, de la kilometrul 16 plus 049 la kilometrul 17 plus 849, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 9 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a unui sector din drumul județean DJ112 la kilometru 3 plus 840 la kilometru 4 plus 040 situat în extravilanul Comunei Târgu Trotuș. Vă rog să prezentați, doamna secretar, pe... Solicitarea pentru preluarea temporară în administrare a fost formulată în scopul executării unor lucrări de investiții în sensul modernizării unui pod pe sectorul de drum județean referit mai sus, finanțat prin proiectul Modernizare Poduri și Podețe în Comuna Târgu Trotuș, derulat prin PNDD2 până la data recepției finale. Față de această solicitare, Serviciul Public Județean de Drum Bacău, în calitate de administrator al sectorului de drum județean, își exprimă acordul prin adresa 1055/7/4/2021 cu privire la darea în administrarea respectivului sector de drum județean pe întreaga perioadă necesară pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Prin lucrările ce urmează a se efectua, se urmărește sporirea confortului participanților la trafic, îmbunătățirea stării de viabilitate a sectorului de drum județean DJ112, ameliorarea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea fluenței traficului existent și de perspectivă. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Târgu Trotuș a unui sector din drumul județean DJ112 de la kilometrul 3 plus 140 până la kilometrul 4 040, situat în extravilanul Comunei Târgu Trotuș, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre precizat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizarea obiectivului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare-aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Vă rog pe scurt, doamnă secretar. Mulțumesc, domnule președinte. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului menționat au fost aprobați prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 100
171 din 7 a 11 a 2014 și reaprobați în vederea finanțării în cadrul programului operațional infrastructură mare 2014-2020, axa prioritară 2, obiectivul specific 2-3, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 62 din 16 februarie 2018, valoarea totală a investiției, 195.867.789.82 lei, inclusiv TVA, din care construcții montaj, 163.927.862.02 lei, inclusiv TVA. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 6.744 din 14 aprilie 2021, Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău transmite documentele justificative cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați ai obiectivului de investiții mai sus menționat. Necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economice actualizați este justificată de prevederile contractului de execuție lucrări numărul 4876 din 8 noiembrie 2019, încheiat între Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău și FCC Construction SA cu privire la ajustarea prețului. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, rezultați prin aplicarea prevederilor contractuale și legale privind ajustarea prețului, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați ai obiectivului de investiții, creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trec la punctul 11, care a suplimentat ordinea de zi. Privind referatul de aprobare, prezentarea referatului de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Aici am să prezint eu pe scurt ce înseamnă această modificare, de ce s-a solicitat și care este baza legală. Am să vă citesc ce prevede modificarea, ce prevede modificarea organigramei. De se suplimentează la secția ATI cu număr de 68 de posturi, conform ordinului Ministerului Sănătății de 1500/2000 privind regulamentul de organizare și funcționare ATI, din care 2 medici primari, 8 medici specialiști, 21 de asistenți medicali, 25 de infirmieri, 12 brancardieri. La punctul 2. Servicii. Vă rog, domnul consilier, spuneți dacă vreți să interveniți, nicio problemă, nu, domnul Vreme. Vă rog, vreți să interveniți? Nu, dar... Trebuie să punem pe masca, că am un coleg care vreau să ce să facem? Haideți să vorbim pe asta. Da. Domnule președinte, eu ascult ce plăsea care spuneți dumneavoastră, dar insist. Da. Ar fi trebuit să fie prezent de la spital directorul de personal. Deci un cadru din punct de vedere da, nu, a pregătirii care să ne explice toate astea. Absolut, cifrele care le spuneți le înțelegem, au o anumită logică, dar eu așa cred. Trebuie să prețim oameni tehnici. Noi suntem oameni politici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Eu, să știți că țin să termin prezentarea, nu o să mai dau cuvântul cât vorbesc eu. Eu cred că este suficient dacă îi solicitați la comisie pe directorul de spital sau directorul de la resurse umane de la spital, nu era nicio problemă. În ședință, cred că referatul, având în vedere că este prezentat de mine, este inițiat de mine, mi se pare firesc să-l prezint eu și să dau explicațiile eu, pentru că mi le-am asumat. Eu nu o să las să explice altcineva ceea ce propun eu. Mulțumesc. Continuăm. Se înființează serviciu privat pentru situații de urgență cu număr total de 17 posturi, conform ordinului 75/2019, privind serviciile private pentru situații de urgență și, totodată, datorită somațiilor repetate, organelor de control DSU,
Astfel, un șef serviciu, 4 șefi de echipă, 8 pompieri, 4 telefoniști. Asta este forma care e agreată de cei de la ISU. Se suplimentează compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate medicale cu număr de 3 posturi, conform ordinului 1101 de pe 2016 privind supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, din care 2 medici boli infecțioase, un asistent medical, coordonator igienă. Se suplimentează unitatea de transfuzii sanguine din cadrul ATI, fost punct de transfuzie, conform legii 282/2005 și ordinul 607/2013, privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină cu un număr total de 9 posturi, un medic ATI, 7 asistenți medical, un îngrijitor. Se suplimentează compartimentul îngrijiri paliative cu număr total de 7 posturi, conform ordinului 253/2018, privind organizarea, funcționarea și autorizarea serviciilor paliative, astfel, un psiholog, un kinetoterapeut, un asistent medical, 4 infirmieri. Se suplimentează serviciul de management al carității cu număr total de 4 posturi, privind ținând cont de ordinul 3299/2012 și 572/2019, privind activitățile specifice și echipamentele tehnice cu impact asupra mediului. Astfel, un medic specialist, un inginer, un asistent medical, un consilier juridic. La punctul 7, se suplimentează biroul de transport cu un post magaziner. La partea a doua, se desființează 9 posturi vacante și înființarea altora necesare desfășurării activității diverselor compartimente. Un asistent în psiholog, un paznic în logoped, un muncitor calificat în infirmier, un consilier juridic în economist, un medic primar în medic specialist, un contabil în economist, un secretar în kinetoterapeut, un medic pneumolog în medic epidemiolog, un contabil în magaziner. Transformarea unor posturi de studii medii în studii superioare, precum și gradelor treptelor profesionale, ca urmare a promovării în funcție a personalului SJU. Aici este o altă parte care este prevăzută de lege și care se va petrece în cursul anului. Actualizarea denumirii unor funcții în raport cu activitatea de coordonare, respectiv 6 funcții de medici în medici coordonatori, 45 de funcții asistenți, în asistenți șef coordonator. Total posturi pe stat nou, 2695 față de 2586. Asta este prezentarea, pe scurt, e adevărat. Dacă sunt intervenții la ceea ce am prezentat, vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc, nu contestăm absolut deloc necesitatea și oportunitatea acestei. Nu înțeleg cum am fi putut să chemăm pe cineva în comisie dacă aseară am primit acest suplimentar pentru organigram și nu înțeleg de ce nu am primit săptămâna trecută. Cred că nu e o urgență acolo de ieri. Adică asta este problema. Vă pot explica, domnul consilier. Deci să știți că toată această modificare se lucrează cam de 2 luni de zile la ea. Acum s-a finalizat. În momentul când s-a finalizat, am pus-o pe ordinea de zi, în momentul când s-a finalizat, ținând cont și de buget. Dacă noi am explicat și anterior că odată cu bugetul trebuie să modificăm și anexa 8. În condițiile în care noi aprobăm bugetul județului acum, modificăm și această anexă. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar asta este necesitatea. Așa mi-a venit lucrarea, așa am prezentat-o. Dar eu cred că dacă dumneavoastră a spus că e și oportun, folosesc, înseamnă că nu e nicio problemă. Mai sunt intervenții? Da, doamna doctor, vă rog. Cred că este clar pentru toți. Pentru toți colegii, că este o urgență aprobarea acestei organigrame pentru Spitalul Județean, atât din punct de vedere al aprobării bugetului, dar mai ales pentru faptul de a intra în normalitate, cu privire
mulți asistenți cu studii superioare nu sunt regăsiți pe postul de asistent cu studii superioare. De asemenea, sunt asistenți șefi care sunt cu mandat interimar, deci trebuie să intre în legalitate, să poate chiar de aici este și acest spor al funcțiilor de conducere care au devenit și poate bine explicați dacă este așa, pentru că de la 50 și ceva s-au ajuns la 110 de funcții de conducere. Pentru cu privire la personalul medico-sanitar, este foarte binevenită suplimentarea acestor posturi și explic acest lucru prin următorul fapt. ADI-ul, deși are 43 de posturi, nu este monobloc, funcționează în 3 locații. Ca să asigurăm condiții în 3 locații, este nevoie de un număr mai mare de personal, atât medico-sanitar cât și de îngrijire. Pentru că având 3 linii de gardă la ATI, odată la ATI-ul de adulți, odată la ginecologie și obstetrică și odată la pediatrie, sunt 3 ture care sunt acoperite de un număr mai mare de personal decât dacă ar fi monobloc, un bloc ATI. De asemenea, la îngrijiri paliative este nevoie de cât mai mulți medici, personal de îngrijire și medici și psiholog. Am văzut că ați suplimentat cu un psiholog. Și ca ultimă intervenție pentru suplimentarea acestor posturi, aș face referire la activitatea Centrului de Recuperare Neuromotorie din blocul de pediatrie, care în momentul de față nu este finanțat nici de Casa de Asigurări, nici din alte surse, doar de sursele proprii ale Spitalului Județean. Și am văzut că s-a introdus pe statul de funcții specialiștii care lucrează în acest compartiment. Este un compartiment foarte solicitat, dat fiind numărul mare de copii cu probleme neuromotorii care se găsesc la nivelul județului Bacău. Serviciile din privat sunt foarte costisitoare, iar condițiile socio-financiare ale părinților sunt de cele mai multe ori foarte jos. Și de aceea un centru public pentru acești copii este foarte binevenit. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna consilier județean, doamna doctor. Uitați, astea sunt precizările care presupun, domnul consilier, le doreați să vină dintr-o zonă de specialitate. Ca atare, vă mulțumesc pentru intervenție. Vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamne doctor, că a făcut precizările respective, dar aș vrea doar la nivel de principiu. Domnule președinte, dragi colegi, noi ne comportăm astăzi ca un patron de sală, care este patronul spitalului, da? Și le impunem ceva. Gândiți, eu știu, o lună de zile și așa mai departe. De aș fi vrut ca astăzi să fie prezent, cum am spus, directorul spitalului, directorul de personal, care să-și asume ceea ce a făcut, ceea ce a lucrat o lună de zile. Eu la asta mă refer. Nu sunt împotriva acestei scheme. Consider că, și cred că toți considerăm că a fost făcută cu bune intenții. Dar, încă o dată, așa este normal să vină în fața noastră și să-și asume respectiva scheme. Ne comportăm încă o dată ca un patron feroce care spune, domnule, știi, asta e schema, de azi înainte așa funcționează. Mulțumesc frumos pentru intervenții, totuși. Haideți, eu cred că n-ați înțeles procedura pe care se lucrează în momentul când se supune aprobării Consiliului Județean. Noi nu ne comportăm ca un patron feroce, cum vă place să spuneți sau cum vă place să vă auziți. Eu vă spun doar un singur lucru. Deci această lucrare este elaborată de Spitalul Județean, este elaborată prin Direcția de Resurse Umane, Spitalul Județean cu Direcția de Resurse Umane
Consiliul Județean e lucrată de 2 luni de zile pe necesități și pe lege, pe articol de lege, nu impune nimeni nimic, impune situația de fapt. Noi nu am venit și nu venim să impunem anumite posturi. Situația de fapt creată ne-a pus în fața faptului împlinit. Asta este, asta votăm astăzi. Asta votăm prin această organigramă. Nu ne comportăm și aș vrea să precizez foarte clar, e pe necesitatea Spitalului Județean asumată de Spitalul Județean. Nu este asumată cumva la dorința președintelui Consiliului Județean. Eu am exprimat aici o necesitate și o oportunitate. Vă rog, doamna secretar. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, că a rămas o întrebare fără răspuns din partea domnului consilier Județean Boca. A întrebat cum să chemăm pe cineva la comisie. Prin telefon, e răspunsul simplu, ca de fiecare dată, pentru că materialele v-au fost furnizate la ora 4 fără ceva ieri. Știați bine când sunt comisiile și de fiecare dată domnul președinte a menționat expres și tot aparatul de specialitate. Suntem drepți la dispoziția domnilor voastre la orice fel de comisie și nimeni niciodată nu vă va spune nu sau va găsi scuze, pentru că domnul președinte a fost foarte, foarte clar asupra acestui aspect. Deci întotdeauna la comisii sunt dezbaterile și acolo puneți tot felul de întrebări. Aici, în mod normal, ar trebui să intrăm în ședință deja lămuriți, doar cu amendamente. Deci întotdeauna oricine din aparatul de specialitate vă stă la dispoziție la comisiile de specialitate. Domnul consilier, Leșca, dacă ați... Da? Da? Mulțumesc. Doamne președinte, noi nu ne dăm seama cât e de importantă decizia noastră de astăzi. Aș vrea să le reamintesc colegilor noștri de la USR Plus că nu suntem la Ministerul Sănătății să stăm un an de zile să ne acomodăm sau în Consiliul Local Bacău, ci suntem în Consiliul Județean și noi punem lucrurile în mișcare aici. Nu ne dăm seama de deciziile pe care le-am luat astăzi. De asta am aprobat 4 proiecte foarte importante pentru județul Bacău. Am aprobat un drum pe HLGU de asfaltat, am aprobat un drum la Târgu Ocna de 6,4 km de asfaltat, am aprobat un pod la Târgu Trotuș și investiții la aeroportul Bacău. Deci sunt investiții foarte importante pentru județul Bacău. Vreau să reamintesc domnului Vreme că a votat împotriva asfaltării străzii industriilor, care este chiar municipiul Ponești. Sunt de părere că pe partea de prevenție trebuie să mergem. În județul Suceava, ați văzut ce s-a întâmplat la județul Suceava, în momentul în care nu s-a mers pe partea de prevenție, acum în plină pandemie. Din acest motiv, eu cred că trebuie aprobată această hotărâre, trebuie să aprobăm organigrama și să nu uităm că suntem într-un an de pandemie și sunt 2700 de persoane în cadrul Spitalului Județean Bacău care așteaptă această decizie și vor să meargă mai departe, să poată să pună lucrurile în mișcare. Vreau să felicit pe domnul manager Popa că și-a făcut treaba, Spitalul Județean a ieșit cu fruntea sus din această pandemie și, dragi colegi, aș vrea să vă rog să mergem mai departe, că nu cred că este un subiect de dezbătut acesta cu organigrama Spitalului Județean, ci un subiect de maximă necesitate. Vă mulțumesc! Mai este o intervenție, vă rog. Domnul consilier Boca, vă rog. Eu aș vrea că să intrăm, că... Este o intervenție scurtă. Da. Nu am știut de organigramă până aseară târziu. Nu știu cum aș fi putut, doamna secretară. Dimineața. Deci, asta e unul din motive. Ceea ce domnul consilier Preșa am votat și eu, toată dezvoltarea Bacului, apreciez bugetul pentru dezvoltare și investiții. Nu contest asta. Am întrebat urgența, cum le-a apărut aseară. V-am explicat, da? V-am lămurit cu urgență. Vă rog, domnul consilier Pravăț. Eu o să fiu și mai scurt decât domnul Bogdan. Dragi domnule, a ajuns la ora 4 pe bilul nostru. Cred că la ora 4. Cred că de la ora 4 aveam la dispoziție 5 secunde să scriem pe grupul de WhatsApp, să vină un director.
sau ne bucăm mai devreme, mergem la împătuți mai devreme și nu avem timp. Haideți să terminăm o dată, să facem la vorba. Pe mail. Nu am avut mail deschis. Domnul, atenție la mail. Mulțumim. Dacă da. Haideți, domnul Brin. Spuneți una, dacă vă place să vă auziți, să vă spuneți. Soft. Domnul președinte, cu tot respectul, mi-a fost pronunțat numele, nu, altfel nu, nu, dar nu am cuvânt. Trebuie să trecem la dezbatere, mai târziu. Domnule consilier, dacă îmi spuneți numele dumneavoastră, ca să vă pronunț și eu. Domnul ministru, haideți să treceți peste. Să fie echitabil treaba. Nu vă știți colegii, la subiect. Nu mi-i știu. Foarte frumos. Deci, domnule președinte, mie nu-mi place minciuna. Așa. Da? Deci, vă rog frumos, luați procesul verbal la ședința anterioare și explicați-i domnului consilier cum s-a votat. Ori este prost informat, referitor la drumul de la Unești, da? Ori este prost informat, ori vrea să manipuleze, ori este mincinos. Asta e cuvântul. N-ați fost în sală. Mulțumesc. Domnul. Și vă rog frumos chiar să luați procesul verbal. Deci, dar totuși avem un anumit nivel și nu trebuie să veniți cu minciuni. Domnul, așa, vizibile aici, o secundă. Haideți să trecem la vot. O dezbatere o facem la final. Că sunt convins că o să avem dezbatere și pe buget. Avem timp să ne auzim, nu e nicio problemă. Deci, ca atare, supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei Spitalului Județean de Urgență. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc frumos, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 12, privind referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu a județului Bacău pe anul 2021. Aici am să rog să avem și o reprezentare grafică. Am încercat să fiu cât mai sintetic. Cât mai sintetic în prezentarea bugetului. Bugetul județului Bacău, vă rog, domnul consilier județean, vă rog, dacă aveți o discuție, haideți să terminăm, prezentăm bugetul, discutăm după aia. Nu am nicio problemă să răspund la orice întrebare a dumneavoastră, orice interpelare. Vă rog. Deci, bugetul propriu al Consiliului Județean Bacău pentru anul 2021 e din 557 de milioane, 819.700 de milei, buget de cheltuieli. Vreau să fac precizările să nu existe vreo confuzie. Ca atare, 37% sunt cheltuieli curente, cheltuieli pentru aparatul propriu și 19 instituții subordonate și 349.749.700 sunt 63% din bugetul total, sunt alocări pentru dezvoltarea județului. Sursele de finanțare pentru alocările de dezvoltare, am luat doar partea de dezvoltare, pentru că cheltuielile curente sunt uzuale, le-ați avut la mapă, știți despre ce e vorba și putem să răspundem și prin aparatul de specialitate și direct la orice solicitare a noastră. Bugetul, din bugetul de stat 64.643 pentru obiective de investiții finanțate prin PNDL, apoi proiecte de modernizare a infrastructurii, sănătate, digitalizare 202.007.500 lei, sunt proiecte cu finanțare europeană, sunt fonduri europene, iar bugetul local 291.178.200. Bugetul local. Asta înseamnă toate cheltuielile județului Bacău. Așa cum am promis, partea cea mai importantă, pe lângă infrastructura de transport, care o să o detaliez ulterior într-un alt slide,
Partea cea mai importantă din buget o ocupă infrastructura de sănătate, sunt proiecte în continuare și proiecte noi. Înseamnă undeva 57.367.000 de lei pentru infrastructura de sănătate, infrastructura de transport 243.495, apoi investiții de interes județean în asociere cu AT-urile din județ 8.657.000 lei, investiții noi și în continuare ale CJ și ale ordonatorilor terțiari de credite 39.937.000. Aici o să vin și cu anumite precizări referitor la asocieri. Sunt o parte dintre asocieri care le regăsim noi, le regăsim în detaliat în bugetul nostru, pe de o parte, dar dacă n-au fost prevăzute, n-au fost trecute prin hotărârile CJ-ului, prin hotărârile dumneavoastră, nu pot fi prinse ca obiect distinct decât prins în buget ca la investiții cu o sumă care să-mi dea mie posibilitatea ulterior să o finanțez în funcție de necesități. Asta am vrut să fac precizarea și putem să facem și o enumerare a acestora. La ceea ce înseamnă infrastructură de transport, o parte se duce pe aeroport, 9 milioane, și diferența cea mai mare e pe drumul județene. Deci asta înseamnă 62% din fonduri europene, ceea ce înseamnă 144.052 pe axa rutieră strategică Bacău-Neamț, care o știți pe zona de est, apoi proiecte pe PNDL, 64.634 din PNDL pe drumurile județene, cele care le avem noi în administrare, și din bugetul local 25.509.000 din la modernizarea infrastructurii de sănătate. Avem, pe de o parte, extindere și dotare buncăr nou, radioterapie, aparatură ambulatoriu, realizare heliport, UPU și alte investiții în spital care o să apar în bugetul de investiții, construire centru îngrijiri paliative și recuperare pediatrică, apropo de ce spunea doamna doctor de această necesitate, reparații capitale, pediatrie, RECA, stație oxigen, modernizare și dotare bloc operator, extindere sistem informatic. Eu doar le număr, o să le vedeți pe fiecare în parte și o să trecem prin aprobarea noastră pe anumite obiective de investiții. Destinație pavilion administrativ în creșă, aici știți, s-a aprobat, reabilitare secției gastroenterologie, RECA, secție oftalmologie. Cam asta e prezentarea la alte investiții. Dacă la ceea ce am prezentat sunt întrebări, sunt interpelări, vă rog. Da, domnul consilier, de țăndor. Nu? Da, ați ridicat mâna. Ați văzut, sunt prompt. Sunt prompt, poate mai bine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul știte. Aș trebuit să văd aici și evidențierea veniturilor. Da. Și aș trebui și o comparație cu anul trecut. Pentru că ar fi constatat că au scăzut și veniturile, au scăzut și cheltuielile. Și cu toții ne dorim buget cât mai mare. Buget mare înseamnă posibilitatea de a crește calitatea vieții locuitorilor județului. În opinia mea și nu numai a noastră grupului nostru, este evident că cele mai importante surse de constituire a bugetului, de a venitor la buget și care sunt la îndemâna noastră, putem influența în sensul de a mări bugetul, sunt cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele atrase din finanțele europene. Mai pot fi și multe, dar alea înseamnă costuri suplimentare. Venind aici, ajungând aici, de fapt,
față și care sunt amendamentele noastre liberalilor pentru actualul buget. Pentru că noi trebuie să vin în perspectivă pentru anii viitori. Oricare defalcate din impostul pe venit înseamnă acel 14% odată care vine la Consiliul Județean, 15% direct și 14% prin constituirea fondurilor la dispoziția Consiliului Județean pentru echilibrarea bugetului local. În fapt, 100%, dacă privim și OAT-urile locale, 100% din impozitul pe venit rămâne la comunitățile locale. Și aici trebuie să apreciem că guvernul a fost înțelept prin faptul că a lăsat aceste sume la dispoziția comunităților locale, pe de o parte, pe de altă parte, motivează comunitățile locale să gândească politici prin care să sporească aceste venituri. Cotele defalcate din impozitul pe venit, de fapt, reprezintă cotele din veniturile realizate de salariați, de angajați, de cei care au locul de muncă. Și de aceea credem noi că prin asigurarea unor condiții de inițiere și dezvoltare a afacerii, prin asigurarea crearea unor facilități, a unei infrastructuri de afaceri adecvate, avem șanse ca acest număr al locurilor de muncă să crească și implicit să crească și bugetul. De aceea, venim cu următoarele amendamente la buget. La anexa 7.1, alte cheltuieli de investiții ce? La capitolul 70.02, locuințe, servicii, dezvoltare publică, propunem un studiu de fezabilitate pentru înființarea zonei economice libere Bacău, adiacentă aeroportului Bacău. Avem această facilitate de infrastructură, aeroportul. Zona liberă, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă un spațiu în care pot veni, se pot desfășura activități economice fără a mai fi fiscalizată. Ele pot merge direct la export. O facilitate pe care o folosesc investitorii și care noi ar trebui să o construim. Pentru acest studiu de fezabilitate propunem suma de 50.000 de lei. Apoi, la autorități publice, la aceeași anexă, la autorități publice, capitolul 5.1, 51.02, un studiu de fezabilitate pentru un parc industrial la Onești, 50.000 de lei. Iarăși, acolo există o infrastructură de tip industrial care poate fi valorificată împreună cu comunitatea locală și create aceste condiții pentru apariția unor locuri de muncă. Tot la acest capitol venim cu o noutate. Celălalt ne-am mai prezentat și în anii anteriori, nu am avut audiență, sperăm să avem acum. Venim cu o noutate, un centru suport pentru dezvoltarea locală, colectare, depozitare și marketing produse agricole. Un studiu de fezabilitate pentru care am alocat totul alocarea 50.000 de lei. Noi îl vedem, specialiștii noștri, îl văd în bazinul de bunicul al Siretului și un astfel de proiect, odată edificat, odată funcțional și validat de către piață, ar putea fi replicat pe Marea Muntele și în alte locuri în care există aceste produse locale. Apoi, revin la capitolul 70.02, propunem un studiu, o strategie de dezvoltare durabilă a turismului. O resursă pe care noi nu o folosim suficient și nu o folosim în mod organizat, în mod structurat. O strategie ne-ar ajuta să înțelegem care sunt direcțiile, care sunt mijloacele prin care să valorificăm potențialul de turism al județului. Avem ceva elemente în strategia de dezvoltare a județului, dar aici ar trebui o strategie dedicată doar turismului. Și avem exemple de județe care au făcut această strategie, vedem Constanța, vedem Cluj, vedem Brașovul. Noi avem un potențial pe care nu-l valorificăm. Apoi mai avem un amendament
am sesizat o sumă prea mică, zicem noi, la programele pentru tinere. Mă refer aici la 59.0 în titlul 11 alte cheltuieli, numai 175.000 de lei. Cred că este prea puțin. Aici ar trebui să fie acea finanțare pentru proiectele, finanțele de avansare pentru proiectele pe legea 350. De aceea propunem o suplimentare aici cu 125.000 de lei pentru a ajunge la 1 milion de lei. Și acum, de unde vin toate aceste sume? Toate aceste sume vin de la titlul 2, bunuri și servicii, unde am sesizat, există pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, codul indicator 20-30-30, 5.203.000 lei. Un transfer a sumelor pe care l-am menționat anterior ar însemna o reducere cu maxim 20% acestor cheltuieli pentru bunuri și servicii. O să spuneți că sunt prea multe studii de fezabilitate. Avem un exemplu care e pe buze de tuturor acum, județul Bihor, care accesează finanțări europene. Tocmai pentru că au studii de fezabilitate proiecte, au proiectele schițate și atunci când apare oportunitatea, când apar programe de finanțare, ei aplică cu maximă viteză și cu reușită. Pentru că și viteza cu care accesezi, cu care te adresezi solicit finanțarea, este o condiție a succesului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule consilier Rețean. Am să vă răspund pe fiecare amendament pe care dumneavoastră l-ați propus. Să știți că ceea ce ați propus dumneavoastră aici ca și amendament, noi deja facem, fără să facem studii de fezabilitate. Fără să alocăm fonduri pentru a vedea dacă este fezabil sau nu o zonă de dezvoltare. Consider, este opinia mea, nu știu dacă colegii mei o împărtășesc, că atât prin strategia de dezvoltare a județului, care este în modificare acum și care este transmisă către toți locuitorii județului Bacău și cu chestionar, cu ce își doresc să se dezvolte, exact cum ați prezentat și dumneavoastră. Da, ne interesează o zonă liberă, ne interesează o zona de turism, să fie promovată. Toate lucrurile astea se vor regăsi în strategia de dezvoltare care este deja finanțată prin program european. Noi acum suntem în elaborarea acestei strategii de dezvoltare a județului Bacău, în care ne spune și dacă avem zone care putem să le dezvoltăm și dacă avem zone care le putem ajuta și cum le putem ajuta. Ca atare, amendamentele noastre pe studii de fezabilitate punctual, ele se regăsesc într-un proiect cu fonduri europene. Nu cred că este necesar de a mai suplimenta acest lucru, să mai facem alte studii de fezabilitate. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Știți foarte bine că noi, și dumneavoastră, și eu ca președinte al Consiliului Județean, suntem promotorii unei scheme de minimis pe care încercăm să o implementăm pe la primăriile din județ și chiar facem lobby să implementeze această schemă de minimis. A fost propusă atât la primăria Bacău, dacă nu mă înșel, nu mai știu care este situația de la primăria Onești, tocmai pentru a ajuta investitorii. Și aici chiar vin cu o rugăminte pentru toți consilierii județeni, inclusiv PSD, inclusiv PNL, Pro-România, PMP, ALDE, să sprijine implementarea acestei scheme de minimis la nivelul UAT-urilor din județul Bacău. Așa putem aduce dezvoltare. Dacă tot ați folosit Oradea prin comparație, deși geografia ne face o mare diferență, să știți că e modelul luat de la Oradea.
putem să aplicăm acest lucru fără să cheltuim fonduri în a vedea dacă e necesar sau nu e necesar sau cât este de viabil. Nu va, știți foarte bine că m-am deplasat la Platforma Onești tocmai pentru înființarea unui parc industrial. Și avem în lucru acest proiect împreună cu cei care sunt proprietari pe Platforma Onești. Ca atare, amendamentele pe care dumneavoastră le-ați propus aici se regăsesc pe de o parte în strategie, pe de altă parte în ceea ce am votat noi în Consiliul Județean. Ca atare, nu văd de ce am mai muta anumite sume de bani pe alte zone unde să dezechilibrez un buget care nu vă ascund că este extrem de strâns, este extrem de bine calculat. Este un buget în care e prudent, un buget prudent, dar în același timp un buget orientat spre dezvoltare. Dacă vedeți, 63% sunt doar pentru dezvoltarea județului. Celelalte sunt cheltuieli de curente, care asigură funcționarea normală a instituțiilor pe care le avem în subordine, inclusiv aparatul de specialitate. Ați propus... Am să vă spun un lucru. E un lucru care mi l-am asumat ca pe legea 350 să nu finanțez nimic. E zero. Pe legea 350, dacă ați văzut, e zero. Am mutat aceste sume, vă spun și unde, la asocieri. Eu cred că prin asocieri cu unitățile administrative teritoriale putem dezvolta județul. Dacă fac 3 programe, 4 programe, care nu-mi dau mie un rezultat concret în dezvoltarea județului, să știți că am cheltuit banii inutil. Am preferat ca sumele care erau destinate pe 350 să le mutăm pe asocieri. Asocieri care, doar cele care mi-au venit până acum, vi le-am putut prezenta dumneavoastră și le-am aprobat în Consiliul Județean. Eu vă garantez că mai sunt și altele care sunt în lucru și care sunt în lucru cu unitățile administrativ-teritoriale. Încercăm să prindem mai multe asocieri ca să ducem dezvoltare. De asta am contrabalansat dintr-o parte în partea cealaltă. Să nu uităm totuși că suntem aproape de jumătatea anului și noi adoptăm bugetul. Va mai fi și o rectificare. Încercăm să mergem pe proiectele care sunt în continuare, pe cofinanțare, pe dezvoltarea și înrădăcinarea unor proiecte de investiții noi, cu preponderență pe zona de sănătate. Cam în asta constă, cam întreg bugetul. Pe asta ne-am orientat. Acum, sper să nu mă înșel, ați mai propus noastră nu, cam atât. Nu știu dacă am atins toate... Vă rog, mai tare, dacă... Un alt amendament viza realizarea unui centru pentru colectarea, păstrarea și marketingul produselor agricole. Este de maximă importanță pentru agricultorii din județul Bacău și nu numai. Vă dați seama că i-am degrevat de una din problemele majore cu care se confruntă în activitatea dumneavoastră, și anume valorificarea producției. Și am reușit să ajungem cu aceste produse care sunt mult mai sănătoase până în lanțurile de magazine și astfel la consumator. Așa că vă rog să vă aplicați cu maximă celeritate asupra acestei amendamente. Mulțumesc că mi-ați... Da, să știți că putem să facem lucrul ăsta, dar totuși cred că trebuie un proiect ca să îl putem promova. Eu n-aș fi promotorul unui amendament în buget cu o destinație fixă fără să am în spate un document.
promit că mă plec cu atenție pe acest, pe acest proiect, dar aș vrea să, să-mi propuneți cum îl vedeți noastră, concret, veniți și îl putem aproba fără nicio problemă și ulterior, că nu cred că aprobarea bugetului, dacă nu am prevăzut acest proiect în, în buget, nu se poate înființa. Pentru acuratețe, vă rog. Deci pentru acuratețe, două chestiuni și după aia vă las. Chestiunea asta cu depozitul, cred că mai degrabă ar fi atributul camerilor. Dacă stau și mă gândesc bine, mi-e greu să găsesc competența Consiliului Județean în așa ceva. Nu zic că nu, dar așa îmi sună mai rotund astăzi. Dacă, evident, dacă dumneavoastră nu veți iniția un proiect cu dragoste din 2, la parc industrial, nu e nevoie de SF, pentru că legea 186 pe 2013 ne arată exact modalitatea de constituire și funcționare a parcurilor industriale, deci nu trebuie un SF în acest sens. Lucrurile deja sunt discutate acolo și sunt pe drumul cel bun. Mulțumesc. Da, domnul Negura? Dacă aveți. Nu, voiam să spun că acest proiect există. Valoarea lui este destul de mare, dar și necesitatea acestuia este la fel de mare. Și atunci, realizarea unui studiu de fezabilitate ne-ar ajuta foarte mult pentru depunerea către finanțare pentru un program european. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Domnul Nicola, haideți să avem o... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, eu, în primul rând, veneam în fața dumneavoastră pentru a prezenta cele trei amendamente ale grupului politic Pro-România, care urmau să fie prezentate, dar înainte de a da curs acestor amendamente, vreau să vă reiterez faptul, apreciez propunerea colegilor de la PNV, este referitoare la tot ceea ce înseamnă acest centru agricol și de marketing, dar vreau să fac precizarea faptului că în momentul de față există posibilitatea dezvoltării axelor de finanțare 2021-2022 pe tot ceea ce înseamnă componenta 4.1 a FIR, unde este linie de finanțare exact pe acest tip de proiect. Deci poate, exact cum spunea și dumneavoastră, ar trebui să analizăm un pic sursele de finanțare care s-ar putea să nu trebuie să fie pe bugetul Consiliului Județean să mergem pe ideea FIR-ului. Tocmai asta am spus, proiecte europene, da? Ok, dar dacă este să discutăm de proiecte europene, înseamnă că nu discutăm de linia de finanțare a bugetului Consiliului Județean. Eu doar vreau să punctez că este o propunere făcută în momentul de față de către Ministerul Agriculturii de 780 de milioane de euro pe acest segment, pe patru puncte de finanțare 4.1, care includ acest tip de proiecte și ele se vor regăsi în afil. Retortându-ne la tot ceea ce înseamnă și marketing, și procesare, și depozitare, închiderea lansului agricol. De la producție, depozitare, procesare. Și marketing. Acum, retortându-ne la amendamentele pe care vrem să vi le prezentăm, ele, până la urmă, având în vedere propunerile pe care dumneavoastră le-ați făcut, în sensul asocierilor, dar și în sensul în care sunt o serie de amendamente pe care noi le facem, dar se pot regăsi sau există posibilitatea să regăsească nu pe bugetul propriu al Consiliului Județean, ci pe bugetul subsidiar al Consiliului Județean, în cazul acesta pot îmbrăca forma unor propuneri, nu doar ca amendamente. Mă refer aici, în primul rând, la propunerile de asociere cu municipiul Bacău. În vederea proiectelor, continuării proiectelor pe care le-am început anii trecuți, mă refer aici la asocierea pe care am avut-o pe strada aeroportului, să continuăm această dezvoltare intrajudețeană, în sensul în care să facem pasajul de trecere de pe calea Republicii, în vederea fluidizării circulației și legăturilor pe care le facem cu zona județeană, deoarece aeroportul, calea aeroportului și după aceea continuarea străzii Chimiei reprezintă o cale de acces, sau poate cea mai importantă cale de acces în județul Bacău. De asemenea, discutăm de asociere cu ATE Măgura, tot pentru un proiect de interes județean, iar pe de altă parte, o altă propunere ce îmbracă forma unui amendament, dar care se va regăsi din ceea ce am discutat împreună
ca și posibilitate pe zona de finanțare proprie pe care o dezvoltă Spitalul Județean. Deci nu pe bugetul propriu al Consiliului Județean, este vorba de un proiect pe care îl are grupul Pro-România, este vorba de caietul de sănătate, caietul de sănătate al omului născut, al copilului, pe care, în momentul în care fiecare mamă va pleca cu nou născut din Spitalul Județean Bacău, să plece cu acest caietel informativ care să instruiască și să orienteze, să aporte un aport informativ medical pentru copii și pentru familie. Acestea sunt cele trei proiecte pe care venim să le prezentăm către dumneavoastră. Pot îmbrăca și forma unor amendamente, dar pot îmbrăca forma unor proiecte sau propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul consilier. Eu am să vă răspund și aveam un rest de răspuns pentru domnul consilier județean Olteanu. Am să vă răspund întâi dumneavoastră referitor la, în ordinea inversă. O să îmbrățișăm proiectul nostru referitor la carnetul pentru nou-născuți. Nu este necesar să amendăm bugetul, putem să o facem direct prin Spitalul Județean. Ca atare, această propunere, dacă o să vă rog să ne o transmiteți la Consiliul Județean, ca noi ulterior să o prelucrăm, să vedem cum o punem în practică. Din alt punct de vedere, aici răspund comun și domnului consilier județean și noastră, să știți că eu am intenționat ca astăzi să vă prezint puzul aeroportului. Nu am trecut încă prin comisie, în comisia tehnică de la nivelul județului Bacău, că altfel v-aș fi răspuns la tot ce înseamnă și asocieri și zonă liberă ce propunea domnul consilier județean Oltean. Nu vreau să dezvolui mai mult din ceea ce vă vom prezenta într-o ședință ulterioară, în care o să vă supun aprobării puzul aeroportului și în care o să vedeți o gândire unitară de dezvoltare a județului Bacău, de dezvoltare și a municipiului Bacău pe baza aeroportului internațional din Bacău, având oportunitatea dintre șoseaua de centură și aeroport, unde se poate crea o zonă de dezvoltare care să ne avantajeze pe toți. Atât municipiul, cât și județul. În aceeași manieră gândesc și în zona platformei Unești, să știți. Cam asta este, nu vreau să detaliez, pentru că nici nu aș avea eu toate datele tehnice. Dar, acolo, referitor la asocierea cu municipiul Bacău, avem prinse ca poziții și asocierea pe Alexandru Șafran, strada, calea de străpungere, și e prevăzut și impus, dar după aprobarea puzului. Apoi, acolo există și o propunere referitoare la realizarea unui pasaj să elibereze, care să elibereze circulația din zonă. Să asigure o circulație și o facilitate de transport în zona aeroportului. Și evitarea și aglomerației. Nu neapărat că nu vreau să dezvălui, dar cred că fiind mult mai amplu puzul de la puzul aeroportului, cel mai bine o să vă prezint grafic și într-o formă sintetică, în așa fel încât să vedeți gândirea în ceea ce privește dezvoltarea atât a județului, cât și a municipiului Bacău. Referitor la asocieri, am spus și data trecută, spun și acum, în situația în care dumneavoastră îmi prezentați un proiect în care arătăm și interesul județului, de ce este, e de interes regional, județean. Noi îl prindem ca asociere în așa fel încât noi ne-am creat un buffer pentru a putea merge pe asocieri cu unitățile administrativ-teritoriale. Ce am primit până acum, asta v-am propus dumneavoastră. Pe de o parte, sunt în discuții cu primăria municipiului Bacău, referitor la anumite asocieri care să le facem împreună. Inclusiv, ca să vă răspund, domnul consilier Boca, chiar dacă n-am spus întrebarea, dar
mă gândesc o să întrebați, inclusiv asocierea pentru mutarea vivarului, inclusiv asocierea pentru strada depoului, nu? La aia vă referați. Doar că trebuie să vedem care este interesul județean în așa fel încât să îndeplinească condițiile legale, pe de o parte, și pe de altă parte să stabilim cotele în care participăm la această asociere. Cam asta este. Și asta este valabil nu doar pentru municipiul Bacău, ci și pentru OAT-urile din județ, inclusiv Măgura. O să-i dau cuvântul domnului consilier județean Melinte, dânsul n-a luat. Vă rog. Și ulterior dumneavoastră. Domnule președinte, am ascultat cu mare interes amendamentele aduse de colegi și eu consider că acela propunerea domnului Cosmin Nicola, acele comisii care pleacă din spital cu norocul cu carnețelul, cred că o să fiți de acord înainte de a propune amendamentul cu mine, pentru că toți în campanie am promis că vom fi aproape de oameni și vom munci pentru ei. Eu cred că acele mărici și mai ales tinerii căsătoriți care sunt majoritatea și mai ales că în ultima perioadă natalitatea a scăzut, nu numai în Bacău, în toată România, eu aș propune că lângă acel carnețel, măricile s-ar bucura mai mult dacă ar primi minim două salarii minime pe economie. Pentru primul copil născut. E rezolvat în Consiliul Local. Deci eu vă propun, la nivel de Consiliul Județean, în Consiliul Local, suma de 1.000 de euro, echivalentul a 5.000 de suma a 1.000 de euro, echivalentul a 5.000 de euro, pentru fiecare copil născut, prima dată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Consiliul Județean, dar eu aici pot să vă răspund că nu e atributul Consiliului Județean să vă ofere asemenea ajutoare. Dar știu că în Consiliul Local tocmai s-a modificat bugetul sau prin amendament prin care se alocă pentru municipiul Bacău o sumă de bani. E un proiect al domnului consilier Chirilescu, dacă nu mă înșel, care modifică bugetul inițial și aprobă o sumă pentru noi născuți. Da, vă rog. Eu de obicei sunt scurt, îmi place vorba de lungă. Dar consider că e o discriminare să fie numai la municipiu. Deci, orice proiect viabil, chiar dacă este Consiliul Județean, se poate adopta. Dacă consilierii județeni sunt de acord și cred că n-au de ce să fie de acord ca să ajutăm acești tineri, mai ales în condițiile actuale, toate s-au scumpit. Mă uitam la știri pentru construcția apartamente, toate s-au scumpit și atunci pentru ei ar fi o gură de apă. Mulțumesc, județean, dar trebuie să fac precizarea legală că noi nu avem acest atribut, că dacă am fi avut acest atribut, putea fi supus la... Noi de asta suntem aici, ca să gândim. Da, vă spun cum. O cale legală se face ca și încălca autonomia locală. Deci o cale legală se face prin unitățile administrativ-teritoriale, nu prin bugetul județului. Nu e atributul OAT-ului, nu este atributul județului. Și aici putem să dăm și un punct de vedere juridic. Nu e nicio problemă. Propunerea este în regulă, nu avem nimic împotriva acestei propuneri, doar să putem să o punem noi în practică. De asta v-am spus că noi nu putem să o punem în practică, putem să o punem în practică prin unitățile administrativ-teritoriale, că altfel am încălcat principiul autonomiei locale, pe de-o parte. Da, domnul... Păi trebuie să supun la vot-o, doamne. Deci, haideți să facem în felul următor.
Sunt convins că nu se supără nimeni, doar să fie în atributul nostru. Noi putem aproba doar ce putem noi, ce avem noi competență. Trebuie să avem competență pentru a propune acest lucru. Eu să supun la vot ce? Că nici nu am o motivare legală, un referat de aprobare, o... Ce? Care e baza legală în care eu să supun la vot alocarea a 1000 de lei la nivelul județului, din bugetul județului Bacău? E o propunere care depășește atributul nostru și competența noastră. Da, se aude. Haideți să propunem în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Domnul președinte, dacă nu este legal, probabil colegii nu vor vota. Nu asta de obligație. Să supuneți la vot amendamentul respectiv. Nu veți primi la mapă. Și dacă, încă o dată repede, 5.000 de roni pentru tot timămicele care nasc primul copil. Mulțumesc. De ce să-l punem 100 de mii? Vedeți că ne transformăm într-o chestiune care nu e... Deci, haideți să fim serioși. Haideți să facem propuneri care sunt viabile. Știți că dacă dăm niște bani, în primul rând trebuie să-i luăm de undeva. Dar nu mai dar noi, nu și noi să se dedică la mare interes, să știți. Da? Și doi este votăm o chestiune acum pot să vă explic eu asta ca să înțelegeți. E ca și cum am votat ca toate mămicile să meargă la mare la mamaia. Așa că vrem noi consiliul de țară. Exact la fel. Dacă nu este în atributul meu, domnul Cucerescu. Vreau să spun domnului Melinde că nu a urmărit ședința de Consiliul Local Bacău, că de acolo s-a instalat. Domnul Chirilescu, când a venit în ședința de Consiliul Local, a venit cu un studiu, a venit pregătit câte naștere s-au făcut în ultimii 4 ani în municipiul Bacău, câte familii tineri au fost căsătorite, ce sumă, suma de 2000 de lei nu e propusă din cap. A fost scoasă dintr-o linie bugetară. Ceea ce v-am sugerat și noi să faceți în ședința de comisie. Nu ați vrut să mă ascultați. Deci, domnul Chirilescu a venit foarte pregătit. Nu a venit așa, pur și simplu să prezinte o sumă alocată. Da? Mulțumesc mult. Da. Mulțumesc frumos. Dați-mi voie să fac și o precizare. Fac o precizare. Faceți în felul următor ca să încheiem acest diferent, să zicem așa, oarecum care s-a bate de la proiectul de buget. Noastră aveți o încadrare în proiectul ăsta de buget? O puteți prinde într-o încadrare de unde și unde dăm? Da? Ia să vedem de unde luați noastră sumele, baza legală și unde le introduceți. Puteți să mă ajutați și vreau să cu echipa de economiști de la Consiliul Județean și chiar cei din sală. Dar și pentru colegul Cucerescu, să știți că am fost pregătit. Când am venit aici, îmi pare rău că n-am știut că trebuie să-i spun lui personal. Deci în România, în Bacău, sunt astfel de 600 de copii în Bacău. În care s-au jumătate în mediul rural, jumătate în mediul urban. Și găsim acei bani la capitolul alte cheltuieli. Și dacă umblăm și la celelalte capitole, că sunt destule acolo, și dacă există voință politică, iar și dumneavoastră care s-a ținut în Consiliul Local, că am văzut că n-ați fost contra, nu știu de ce sunt găsit contra aici. Dar nu sunt contra. Dacă nu e fiți pentru. Dar ceea ce spuneați dumneavoastră, vis-a-vis de 100 de mii, nu vă supăr dacă dați de la cine de la Consiliul. Domnul Consiliu, apreciem inițiativa noastră, să știți că n-am zis că suntem contra, am spus doar, domnule, stați un pic, așteptați un pic. Eu vreau să supun la vot o vorbă a dumneavoastră, nu un amendament. Eu vă sfătuiesc, lăsați-mă să vorbesc și eu, domnul Consiliu Județean, că am înțeles demersul dumneavoastră populist. Dar noi suntem oameni serioși aici. Haideți să puneți-mi pe hârtie ceea ce ați spus, transmiteți-mi către aparatul de specialitate, și vă dăm un răspuns în scris. E corect? Și dacă legea prevede că avem cum și avem noi competența să o facem, să știți că o să supun acest lucru la vot, indiferent de
de orice altă intervenție al cuiva. Domnul președinte, aveți o garantitate de a se pune la vot. Ce să se pun la vot, domnul? Nu știu de ce lipsa de acolo să se place. Deci să se pun la vot amendamentul. Spuneți-mi, care e amendamentul dumneavoastră? Vă rog să-l formulați. Baza legală, studiul de oportunitate, spuneți-mi și mie, din ce, unde, unde duce, care este suma pe care o propuneți să mutați, unde s-o încadrați, vorbesc eu, da? Unde o încadrați, vă rog să precizați toate aceste lucruri, care este, 1, baza de galare, 2, unde o încadrați, de unde mut sumele, unde le duc, da? Prevederea și articolul de buget în mod distinct, suma. Și suma necesară pentru acest demers al nostru. Are toate, dacă are toate elementele, fără nicio problemă, să spunem la vot. Suma totală. Suma, păi eu trebuie să știu de unde am prevedere. Eu aprob un buget în care trebuie să am de unde iau, unde duc. Este un buget echilibrat. Din ce secțiune? Domnul președinte, având în vedere că sunt un consilier județean care a propus un amendament, iar dumneavoastră îmi spuneți să vă transmit care este cadrul legal, care... Spuneți-mi dumneavoastră care este cadrul nelegal, ca să nu putem acorda așa ceva. Care este cadrul nelegal? Ceea ce ați propus dumneavoastră nu e amendamentul domnului Bineti, și am pretenția dumneavoastră că aveți puțin experiență. Lăsați dumneavoastră să ne învățați să vorbiți toți, am văzut toți săriți și vorbiți peste alții. Vă rog, chiar. Deci dacă vreți ca, dacă totuși vreți ca în Consiliul Județean să aducă o comunicare corectă, atunci când luăm cuvântul, fiecare dintre noi, mai ales din partea stângă aici, ceilalți colegi să stea în banca lor și să vorbească când nu-i vine rândul sau să-ți iau microfonul. Cam observat că se practică așa ceva în Consiliul Județean. Vă mulțumesc. Nu vreau să supuneți la vot, nu e nicio problemă. Eu o să-l transmit, să știți. Da, o secundă. Vă rog, doamna secretar general. Domnule președinte, încercam să fac un exercițiu de imaginație, să mă iertați, să încerc să pun în operă amendamentul domnului consilier județean, care a personat cum? Dacă umblăm la capitole, domnul președinte va prezenta, timp de câteva minute bune, o muncă a unui aparat tehnic de specialitate, iertați-mă că repet, titanică, deci titanică, oameni care pleacă la ora 9-10 seara din Consiliul de câteva săptămâni împreună cu domnul președinte, aveți un material mare de tot, pe capitole, cu sume fixe, iar dumneavoastră pronunțați un amendament dacă umblăm la capitole. Vă rog să mă ajutați, pentru că îmi accept limita, să mă ajutați să formulăm împreună acest amendament al unui proiect de hotărâre foarte serios, făcut foarte profesionist, în care un aparat tehnic întreg a lucrat și domnul președinte a plecat de câteva săptămâni, pleca seara după program. Da? Este o muncă titanică în spate. Iar dumneavoastră ne propuneți să umblăm. Ajutați-mă să umblăm și profesionist pe capitolul ăsta. Da, vă rog, de ce? Cereți microfonul, v-am dat microfonul ca să vorbiți? Nu. Păi, haideți să urmăm că mai sunt, dar nu, dumneavoastră nu intrați într-un dialog, vă rog eu frumos, dau cuvântul fiecăreia care a cerut cuvântul. Domnul consilier, păi, ați vorbit de 2-3 ori, dar nu sunt obligat să vă dau microfonul în momentul când îl solicitați, dacă avem o ordine în față. Haideți să urmăm, dumneavoastră a spus că trebuie să respectăm un regulament. Foarte bine. Deci, domnule președinte, eu cred că ducem această discuție în derizoare și această ședință. Domnule președinte, experiența dumneavoastră, cred că până acum știați să formulați un amendament, dacă e să ne punem așa. Un amendament trebuie fundamental și vă găsiți surse de finanțare. Nu putem să ne trezim acum fiecare în Consiliul Județean, să luăm bani într-o parte din alta, nici nu știm de unde, nici nu știm suma. Nu e asta problema, destinația. Noi putem să avem destinația asta pentru bugetul județului? Eu pur și simplu
puteți propune la municipiul Onești. Puteți începe cu municipiul Onești. După putem duce la toate învățările din jur. Doamne președinte, vreau să vă felicit pentru acest buget. Am văzut că este un buget pe dezvoltare, axat pe dezvoltare. Un buget foarte bine sintetizat. Au fost peste 400 de pagini, cred că și nu am dat vreo 3 zile până am reușit să le parcurgem pe toate. Nu, nici nu vreau să mă gândesc câtă muncă a fost în spatele acestui buget. Și v-aș ruga cu respect și față de colegii mei să supunem la vot, să trecem la lucruri serioase, că... O să fac un periaj la întreg... La toate discuțiile pe care s-au ridicat acum înainte de votarea bugetului. Și ca să răspund pe formulările domnului consilier județean Olteanu, domnului consilier județean Necula, nu, am, că pe amendamente, pentru că vreau să fac o sinteză. Ce supun la vot, ce nu supun la vot. Și pe propunerea domnului consilier județean Melinte. Stimați colegi, într-adevăr, cum sublinea doamna secretar general, e o muncă în spate, o muncă unui aparat de specialitate care durează de vreo 2-3 săptămâni discuții cu fiecare unitate din subordine. S-a mers pe o execuție a anului precedent la limită, încercând să mutăm din zona de funcționare în zona de dezvoltare. Propunerile noastre de amendamente, cu excepția domnului consilier județean Olteanu, unde mi-a indicat și sursa de finanțare, de unde să iau, unde să duc, domnul consilier județean Necula a făcut o intervenție și cred că am răspuns la amendament, la că nu-i sub formă de amendament, ceea ce propune dânsul se poate aplica fără să amendăm bugetul. Propunerea noastră, domnul consilier județean, este undeva în afara bugetului, undeva în afara prevederilor legale, undeva în afara a ceea ce discutăm noi aici. Nu suntem într-un UAT care să avem această posibilitate. Dar, pentru faptul că Consiliul Județean, aparatul Consiliului Județean, inclusiv eu, suntem persoane deschise la orice propunere pe care o fac consilierii județeni, o să vă rog să depuneți la secretarul general al județului amendamentul formulat sau propunerea formulată, fundamentat, număr de persoane, sume, de unde, pentru rectificarea bugetară din iunie sau iulie. Aveți timp să vă pregătiți, aveți timp să veniți cu o situație clară, să aveți o analiză pertinentă și oportună. Și acum, da, domnul, am văzut că ați ridicat mâna, o să vă dau după ce termin. Deci, serios, am zis că ați văzut că am dat cuvântul fiecăruia dintre dumneavoastră așa cum v-ați manifestat. Totuși, am și eu dreptul să fac anumite precizări pe ceea ce ați cerut dumneavoastră. Vreau să punctez pe amendamentele formulate de domnul consilier județean Olteanu. Am spus argumente pro și contra. Am spus că se regăsesc în strategia de dezvoltare pe de-o parte, am zis că pe de-o parte se fac demersuri de la nivelul Consiliului Județean și aparatului de specialitate să înființăm parc industrial în zona Onești. Pe de altă parte avem strategia de dezvoltare care ne va da un răspuns unde trebuie să ducem județul și cum trebuie să-l ducem
și nu mai trebuie sume suplimentare pentru studii de fezabilitate în proiectul bugetului la momentul ăsta, deocamdată, dacă strategia de dezvoltare ne va arăta lucrul ăsta, așa vom face. Și totuși dânsul a formulat un amendament, așa că o să-l supun la vot. A formulat un amendament punctat, arătat, procedural, îl supun la vot. Da, vă rog. Vă rog. Mă bucur să aflu că aveți intenția de a realiza aceste obiective de investiții pe care le-am propus noi, tocmai ca să vă ajutăm, pentru că atunci când veți trece la fapte, tot va trebui să votăm noi. Și atunci am spus să le includem pe acea listă de investiții, fără să punem sumele pe care ne-am cerut de 50.000 de lei. Rămân la 5.000 de lei, așa cum sunt acolo o pleiadă de obiective de investiții și am înțeles filozofia. Vreți să aibă poziție bugetară ca atunci când aveți nevoie sau când găsiți surse de finanțare să procedeți imediat la lucru. Așa vreau să fie tratate și aceste proiecte care propunem noi, 5.000 de lei la fiecare. Am înțeles și mă îngrijorează faptul că nu ați alocat niciun ban pentru finanțările nerambursabile pe legea 350. Maniera în care propuneți dumneavoastră să finanțați aceste activități prin asociere, zic eu că nu este foarte sănătoasă. Aduce o notă de mielorie, chiar subiectivist aici. Pentru că, așa cum este legea 350, creează o competiție, creează niște un cadru prin care sunt apreciate obiectiv, după anumite grile, după anumite rigori, aceste finanțări. O asociere rămâne cum? Este o asociație mai influentă, are o poziție mai favorabilă de partea. Ce scuze că intervin, cred că eu n-am fost destul de explicit. N-am fost explicit. Am zis că 350-ul a plecat către asocieri cu AT-urile, nu în sensul în sensul dezvoltării județului. Atunci tot grav este. Păi nu este grav. ONG-urile au nevoie de aceste finanțări. Au nevoie de societate. Domnul, vă spun ceva. Finanțările se regăsesc. Se găsește o dublă finanțare. Haideți să vă explic care. Ce am sesizat? Următorul lucru. Același ONG face finanțare și într-o parte prin legea 350 și la DGASPC. E corect? Depinde de ce soluții. Păi, stați să... Haideți să vedem. Noi vorbim de un buget. Da, ok. Cultural este finanțat de direcția de asistență socială. Da, proiectul finanțat de o unitate de cultură. De unitate de cultură cu specialitate, unitate de cultură poate face acest lucru. Eu zic că de ce să nu ducem fiecare pe locul lui? Eu zic că acești bani trebuiau dați cu ONG, trebuiau alocați cu ONG. Acum, ei propune, deci că rețineți acest amendament cu toate proiectele. Și atunci suma care o solicit este de 20.000 de lei, și care nu-i mai luăm de la acele cheltuieli, că a spus dumneavoastră că dezechilibrăm bugetul, îi luăm tot de la anexa 7.1, de la plusul pentru aeroport, care are alocat 240.000 de lei, 20.000 de lei de transferă către aceste patru proiecte pe care le propunem. Acum, dacă am înțeles bine domnul Patir, a spus că la parcul industrial de la Unești există lege, mai trebuie studiul de sănătate. Da, am spus că nu este necesar să facem un studiu de fezabilitate. Dar eu vă spun părerea mea. Sunteți într-o eroare. Vă rog, citiți hotărârea 907/2017, care privind etapele elaborate și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Și veți vedea că este imperios necesară existența studiului de fezabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc frumos. Vă rog o singură intervenție și după aia am să vă supun la vot amendamentul domnului consilier județean Olteanu. Vă rog, domnul consilier județean, vreme, spuneți. Vă rog o intervenție scurtă ca să
trecem peste. Domnul președinte, eu stau de mult cu mâna sus, vă rog să-mi dați voie... Am crezut că vă curge sânge din nas. Trei probleme pe care eu le-am... Răspundeți, nu-i problemă, avem răbdare. Domnule președinte, am înțeles de la dumneavoastră în expunere că se lucrează sau există proiect pentru strategia județului Bacău, strategie de dezvoltare. Eu nu pot decât să vă felicit. Mă așteptam acest lucru. În schimb, aș vrea să vă propun, pentru că așa, cred că putem să fim mai eficienți și ne aducem cu toții contribuții. În rândul celor 36 de consilieri județeni, sunt oameni cu expertize pe domenii foarte înalte. Ar fi bine ca cei care lucrează tehnic la acest proiect să prezinte din când în când în Consiliul Județean un raport de progres, ca atunci când ne vom da votul, să știm foarte bine pe ce dăm vot. Este un, zic, practic un proiect primordial, vorba aia, Bovadis, trebuie să știm unde ajunge. Și aveți absolut toată susținerea mea, și implicarea, de asemenea, pe domeniul de expertiză pe care îl am. Asta referitor la strategie. Referitor la... Am auzit un cuvânt la domnul vicepreședinte Pantic, că nu avem nevoie de studii de fezabilitate. Dragi colegi, am avut un prieten foarte bun care s-a apucat de o investiție la un moment dat. Și îl întrebam, cum îți merge investiția? Care studiu? Tot studiul am aici în cap. Așa mi-a spus. Astăzi este în faliment. Astăzi este în faliment. Eu cred că cuvinte din astea că nu avem nevoie de studii trebuie dintr-un asemenea for să lipsească. Doi. Trei. A treia problemă. Dragi colegi, am ajuns în Consiliul Județean printr-un vot politic. Suntem politicieni. Am fost în fața electoratului, ne-am prezentat programele, iar acum fiecare își susține așa cum crede el ceea ce a promis electoratul. Regulamentul Consiliului Județean. Așa a lăsat democrația. Impune ca orice consilier județean, dacă are o propunere, că e bună, că nu e bună, trebuie să fie finalizată cu un vot. Dacă mâine domnul Curabăț, sau Curabăț, îmi cer scuze dacă vă greșesc numele, da, vine și propune la aeroportul din Bacău să extindă, da, și un lansator de sateliți. Se... Dom'le, acea propunere trebuie votată. Am și eu o propunere. Domnul Cucerescu, stimați colegi, vă rog să păstrați liniștea. Domnul... Așa democrația. Democrația se termină cu vot. Deci, și în momentul când s-a dat votul, toți trebuie să plece. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să facem în felul următor. Eu vă propun următorul lucru. Haideți să trecem la sesiunea de dezbateri. După ce se termină votul pe amendament și pe buget, și putem dezbate ulterior. Pentru că sunt convins că nici colegii noștri, nici opinia publică nu sunt interesați decât de vot. Nu de ceea ce afirmăm noi aici. Am venit cu argumente, cu contraargumente, am dezbătut, zic eu, fie, am dat cuvântul fiecare și mai am două datorii în zona domnului Dănuț Munteanu, domnului Boca, domnului consilier Pravăț și v-am lăsat pe dumneavoastră tocmai ca să terminați această perorație pe care o susțineți, dar care nu are legătură cu buget. Are legătură cu o procedură. Haideți să depășim acest moment. O să rog intervențiile scurte al domnului Munteanu. Vă rog, luați dumneavoastră cuvântul. Urmează domnul Boca și după aia domnul consilier județean Silviu Prapăț. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că este prima oară când iau și cuvântul în
deputatul Consiliului Județean, l-am ascultat cu mare interes și mare răbdare, dar în primul rând rămân stupefiat câteodată la ceea ce văd. Înainte de să fim politicieni, suntem oameni. Am rămas un piculeț stupefiat ca la această necesitate la Consiliul Județean la spital, unde vedeți criza din țară legată de medici asistente, tot cadrul medical, domnul Vreme sau fostul domnul ministru Vreme, declarat statistic cel mai neperformat ministru în toate timpurile, dă 9 lecții și se ține de la această necesitate de a avea cadre medicale. Eu spun să... De aceea am aminte ce am depus acel rugământ. Că facem totul pentru binele locuitorilor județului Bacău. Să lăsăm alte interese și altă propagandă și să vedem exact interesele de dezvoltare și necesitatea locuitorilor județului Bacău. Mulțumesc! Vă rog, domnul consilier Bucar! Domnul consilier Bucar! Dreptul la replică după votarea bugetului. Vă mulțumesc. Să aveți tot respectul nostru, aparatul de specialitate pentru întreaga muncă pe care a depus-o, nu este o problemă pe care am fi dorit acum să bulversăm întreaga activitate. Apreciez faptul că în acest buget se văd pașii pentru dezvoltare. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că asocierile cu municipiul spuneți că vor fi cât de curând votate în Consiliul Județean, cum a spus strada Șafran, depoului și votarea divarului, care înțeleg că discuțiile sunt importante și sunt... Cred că suntem încă în aparatul tehnic. Referitor la buget... Eu las să mă referi la asocieri, domnul Consiliul Județean. Banii i-am dus într-un singur loc pe asocieri pentru dezvoltare. Referitor la buget, a sesizat poate chiar și întrebarea doamnei doctor Țaga, doamna consilier Țaga, referitor la numărul mare de funcționari în conducere, de la 50 la 100, dublarea numărului și tonă de asta. Zic că sunt probleme pentru care unii ar putea să abțină sau să ceară suplimentări. Faptul că s-a primit acest organigramă aseară, de pe aseară, n-am apucat să o studiem și asta este implicația. Am înțeles. Chiar doamna Țaga a pus întrebarea, da, de ce au respectat din urmă. Vă spun de ce, pentru că ei chiar îndeplinesc funcțiile de coordonatori. Așa, și așa cum o cere legea, trebuie să aibă și atributul de coordonator în fișa postului. De asta s-a modificat. Ei, de fapt, chiar și fac lucrul ăsta. Vreau să vă spun că pentru bugetul județului nu există o influență financiară. Ca să ne înțelegem. Deci sumele sunt, finanțarea e de la Ministerul Sănătății. E ca să lămurim un aspect, că nu există o influență pentru bugetul județului. Noi în bugetul spitalului am alocat o sumă care se referă la anumite despăgubiri câștigate în instanță, ca tocmai să evităm o zonă de pericol în blocarea bugetului spitalului județean. Vreau să lămuresc anumite lucruri ca să înțelegem corect. Noi nu facem decât acum, prin această organigramă la care dumneavoastră ați făcut referire și la care a făcut referire și doamna doctor, punem lucrurile așa cum trebuiau puse de ceva timp. A durat ceva timp, s-au modificat anumite lucruri, au apărut anumite necesități care, e și firesc, într-o perioadă pandemică, evident că s-au schimbat niște circuite, s-au schimbat un mod de intervenție în cadrul Spitalului Județean. Exact. Deci noi nu venim decât în întâmpinarea Spitalului Județean Bacău, pentru a pune lucrurile în conformitate cu prevederile legale. Că e vorba de serviciu privat de situații de urgență, că e vorba de angajări de medici pe ATI sau pe boli infecțioase, deci ține de atributul nostru să aprobăm pe de-o parte, dar la propunerea fundamentată a Spitalului Județean. Mulțumesc, eu o să am și eu un amendament. Amendamentul se referă la anexa 8. Amendamentul
La proiectul de buget se propune modificarea anexei numărul 8 privind numărul de personal din cadrul aparatului propriu al județului Bacău și instituțiilor subordonate aflate sub autoritatea acestuia, respectiv modificarea numărului de personal al Spitalului Județean de Urgență, astfel, total personal 2695, din care permanent 2695. Așa că ăsta este amendamentul pe care îl formulez eu, nu înseamnă o influență financiară, repet, în cadrul bugetului, nu trebuie să modific anumite sume, să le mut sau să umplu la capitole. Ca atare, o să supun amendamentul domnului consilier județean Olteanu, dezbaterile la final, domnul. Domnul vicepreședinte. Deci, haideți că nu intrăm într-o spirală care nu e în regulă. Deci, dumneavoastră, dacă vi s-a pronunțat numele, v-am spus că vă dau cuvântul după ce se termină bugetul. Dacă nu plecăm din consiliu. Da, plecați dacă... Supun la vot amendamentul domnului consilier județean Olteanu, așa cum a fost formulat. Vă rog, cine este pentru? Reformulat, mă scuzați. Câte voturi? Voturi împotrivă? Eu am ridicat mâna când a trebuit, domnul Vremi. Nu ridicați mâna, sunt ridicat și noi. Ca să mai descărțim un pic frunzele. Da. 20 împotrivă. Da. Și două abțineri. 12 pentru, 20 împotrivă, două abțineri. Amendamentul nostru nu a trecut. Și trei abțineri, da? Mulțumesc frumos. Supun la vot amendamentul propus așa cum l-am formulat. Cine este pentru? Unanimitate? Da, mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri? Mulțumesc frumos, amendamentul a fost aprobat. O să supun la vot proiectul de buget așa cum v-a fost prezentat cu amendamentul de la anexa 8. Cine este pentru? Domnul Pădureanu, sunteți pentru sau împotrivă? Vă abțineți la buget? Bugetul, proiectul de buget. Ați numărat? Voturi împotrivă? Abțineri? 5. Mulțumesc. Proiectul de buget a fost aprobat în forma prezentată cu amendamentul de la anexa 8. Eu vă mulțumesc. Țin să, odată cu aprobarea acestui buget, țin să mulțumesc întregului aparat de specialitate care a participat la elaborarea acestui buget în totalitatea lui și chiar să îi asigur de respectul meu. Am desfăcut fiecare cifră, fiecare articol și am discutat cu fiecare unitate din subordinea Consiliului Județean. Eu vă mulțumesc încă o dată și o să trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. La punctul 13 de pe ordinea de zi
Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF în România și județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău pentru implementarea proiectului Asigurarea Incluziunii Sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili în România, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, programul de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. A pregătit doamna Ramona Florea, doamna consilier Ramona Florea, o prezentare succintă acestui proiect. Vreau să vă spun că nu este afectat bugetul. Bugetul Consiliului Județean este un proiect care se finanțează prin grant norvegian, nu? Și o să o rog pe doamna consilieră Ramona Florea să-l prezinte pe scurt. Proiectul vine în completarea unui vechi proiect derulat în perioada 2015-2019 de către reprezentanța UNICEF, un parteneriat cu DGASPC și Consiliul Județean și 45 de comunități din județ. Proiectul a făcut, primul proiect, a făcut o radiografie a județului Bacău și am identificat principalele probleme în rândul celor mai defavorizați copii și a familiilor din cele 45 de comunități. În urma acestei analize, a reieșit ideea că acest proiect trebuie continuat, tocmai pentru a oferi copiilor din aceste categorii defavorizate servicii specializate în centre integrate, centre comunitare integrate. Și proiectul are două componente majore. Prima componentă reprezintă continuarea vechiului proiect. În speță, 5 comunități vor beneficia de crearea 5 centre comunitare. Este vorba de 4 comunități din județul Bacău și o comunitate din municipiul Brașov, da? Pentru prima dată intră în proiect Brașovul. În cadrul acestor comunități, 16 comunități vor beneficia copiii și familiile lor. Din cele 16 comunități vor beneficia de servicii specializate și aici vorbim de pachetul minim de servicii social, educație și sănătate plus servicii specializate și mă refer aici logopedie, consultații medicale de specialitate, acolo unde se impun acele servicii, da? Pe baza analizei vor fi identificate ce servicii medicale sunt necesare în fiecare comunitate. Tot în acest proiect vom încerca ca pe lângă cei 3400 de copii și 3000 de părinți să asigurăm training pentru cadrele didactice, să asigurăm training pentru asistenții sociali și persoanele implicate, deci să creăm cele 5 centre, plus tot personalul să fie specializat și instruit în ceea ce privește lucru părinții, în lucru cu copiii, iar cadrele didactice în mecanismele incluziunii sociale și eliminării tuturor formelor de excluziune. A doua componentă, care este o componentă inovativă de data aceasta, se numește orașe prietene ale copiilor și vom crea la nivelul celor 5 comunități mecanisme prin care să învățăm copiii, dar și profesorii și întregul aparat administrativ, cum anume să se implice în actul decizional la nivel local. Și aici vorbim de politici publice, aici vorbim de amenajarea locurilor de joacă și locurilor în care copiii să-și petreacă timpul și vorbim de implicarea copiilor în actul decizional la nivel local. Nu vă ascund faptul că la sfârșitul acestui proiect, în baza implicării copiilor, se va face o evaluare și va avea loc o competiție în care vom desemna orașul cel mai prieten al copiilor, da? Dar toate celelalte 5 UAT-uri, da? Vor trebui să implementeze
aceste măsuri, ele sunt deja aplicabile peste tot, atât în România, în marile orașe, dar mai ales în afară, și de aceea considerăm că proiectul vine cu această componentă inovativă. A treia componentă, derivată din primele două, constă în faptul că, noastră știți, UNICEF-ul are toate proiectele pilot, le dezvoltă la nivelul județului Bacău. Toate bunele practici vor fi preluate în legislația și propuse a fi introduse în legislația la nivel național și vor servi ca modele, vor fi replicate de către celelalte județe. E important că alături de municipiul Brașov există cele patru comunități din Bacău, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Avem municipiul Bacău, avem Colonești, avem Ungureanu și municipiul Moinești. Și e foarte important ca din acest proiect să ieșim cu toții mai bogați din punct de vedere al cunoștințelor, să dezvoltăm cele 5 centre comunitare care vor funcționa și vor rezolva problemele locale ale comunității și să învățăm, să dobândim acel knowledge, acele competențe, acele cunoștințe care să ne ajute să facem din județ și din cele 4 centre într-adevăr niște modele replicabile la nivel național. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, doamna consilieră. Sunt întrebări la acest proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc frumos. Acest proiect a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului teren în suprafață de 1221 metri pătrați, înscris în lista monumentelor istorice în 2015 cu denumire așezare fortificată, situat în sat Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău. Ați avut materialul la mapă, dacă sunt, aș vrea să trecem pe repede înainte pe acest proiect. Vă rog, domnul consilier județean, dacă aveți o intervenție. Da, avem emoții la dumneavoastră. Tot în partea aia avem emoții. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Eu scurt de intervenția voastră în expunerea de motive, faptul că în locația respectivă nu au fost identificate elemente structurale. E vorba de o așezare care funcționa probabil cu 4.000 de ani în urmă, deci nu prea aveau cum să fie astfel de elemente structurale vizibile. Uitându-mă pe planșa din documentație la pagina 20, de altfel este și o suprapunere foarte mică cu situa geologică efectiv, care are o suprafață undeva spre 15.000 de hectare, din cei 1.200 de metri pătrați, probabil 200 de metri pătrați se suprapun cu fosta așezare fortificată. Totuși, n-aș vrea să facem confuzia între așezarea fortificată și importanța bunurilor de patrimoniu arheologic, care pot avea o prezență structurală, și cele imobile, care în mod sigur există în zonă, dar acolo au fost făcute săpături arheologice. În ceea ce privește vecinătățile, undeva în nordul localității Răcăciun, mai este o așezare din eneolitic, deci cu o vechime de cel puțin 5-6.000 de ani. În estul localității, o altă așezare din perioada de migrație și perioada medievală. Pe celălalt mare al lacului Răcăciun este Tamasidava, iarăși o așezare consacrată despre care avem mai multe informații, deși și în zona respectivă nu au mai fost făcute cercetări arheologice sistematice. Încercând să înțeleg situația asta, am remarcat un aspect nu neapărat îngrijorător, dar poate că ar trebui să ne aplicăm și asupra lui. Județul Bacău deține 90 de situri în patrimoniu arheologic național, ceea ce îl plasează undeva pe penultimul loc din țară, după Ialomița, care are 74 de situri, dar are și o suprafață mult mai mică. Dacă ne uităm la vecinul nostru, de exemplu, în Harghita sunt 750 de situri. Pe primul loc se situează Turcia cu peste 2000 de situri.
Avem în subordine o instituție de cultură, Complexul Muzeal, care are și secție de istorie și arheologie. Și cred că ar trebui cumva să ne aplicăm și în direcția asta. S-a vorbit aici de infrastructură, de sănătate, de servicii sociale, de transport. Și patrimoniul cultural este deosebit de important. Pentru că, până la urmă, patrimoniul cultural și conștientizarea trecutului unei comunități conferă acel, cum să zic, sentiment de coeziune. Și poate că, dacă am înțelege că avem și noi o valoare istorică și o identitate și unele asperități, cum sunt cele la care asistăm în mod frecvent, aici poate s-ar mai diminua. Deci, în concluzie, nu, intervenția mea nu privește neapărat acest proiect de hotărâre, unde e o chestie procedurală, exercitarea dreptului de proiecție. Oricum, cercetări arheologice pot fi făcute indiferent de natura proprietății asupra terenului, cât am vrut să subliniez faptul că suntem cam în urmă cu acest domeniu care ține foarte mult de identitatea unor comunități și identitatea unei comunități ține de sănătatea a tot ce se întâmplă, sănătatea la modul general, mă refer, a tot ce se întâmplă în comunitatea respectivă. Ca și paranteză, potențialul este mare, chiar dacă avem 90 de situri la nivel de județ, în urma săpăturilor efectuate, descărcării arheologice efectuate la șoseaua de centură, ultimii 2 ani s-au identificat 6 noi situri, deci potențial există, doar că trebuie să punem în valoare. Și nu trebuie să ne limităm să vedem acum cine știe ce elemente structurale semnificative, pentru că, în mod sigur, avem un patrimoniu arheologic bogat, vorbesc de obiecte mobile și trebuie puse și astea în valoare. Da, mulțumesc pentru intervenție, domnul consilier județean. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate referitor la importanța Complexului Muzeal Iulian Antonescu în conservarea acestor oraș și în cercetarea acestor oraș. Ei deja, ei știți foarte bine că au avut o contribuție în descărcările arheologice de pe zona Centurii. O să vedeți că o să dau o importanță deosebită pe zona asta pentru Complexul Iulian Antonescu. Acum, aici e vorba de manifestarea dreptului de preemțiune. O să supun la vot, poate să-l achiziționeze în mod evident UAT Răcăciun, dacă consideră că e... Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. O să trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiție refacere pod DG241A, kilometru 97 plus 420, afectat de fenomene hidrometeorologice din perioada mai-iunie 2019. Ați avut la mapă referatul de prezentare, referatul de aprobare. Aș propune să-l supunem la vot, ținând cont că nu cred că sunt obiecțiuni la acest... Da? Nu am niciun rol în procedură, dar nu am să particip. Da. Cine este pentru? Abțineri? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 16 din ordinea de zi, am înțeles ce a spus domnul consilier județean și are dreptate. La punctul 16 din ordinea de zi, prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între județul Bacău și administrația bazinală de apă Siret pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare, drum județean, DG119, Bacău Fărăuan, kilometru 1 plus 680, 2 plus 300, județul Bacău, tronson Sărata Nicolae Bălcescu, kilometru 4 plus 400, kilometru 10 plus 466. N-am să prezint referatul de aprobare, l-ați văzut, cred că este evident pentru toată lumea că este extrem de important acest proiect, să-l aprobăm,
în forma prezentată. Dacă sunt intervenții, vă rog să o faceți. Dacă nu, am să supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă, în unanimitate, din cei prezenți, evident. Da, cu excepția domnului consilier județean, care nu votează. Nu votează pentru că, din punct de vedere legal, nu. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Și am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 17 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 9/2901/2021, privind constituirea Comisiei Speciale pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău. Aici a fost solicitarea grupului de consilieri județeni care lucrează la acest proiect să fie prelungit acest termen, ceea ce este corect. Și eu vreau să-mi aduc aportul la regulament, așa că nu cred că este vreo problemă să supunem la vot acest proiect în forma așa cum a fost prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc că acest proiect a fost adoptat în forma prezentată. Stimați colegi, eu am lăsat și cred că așa e și firesc, poate facem și în acest regulament să vedem, să avem dezbateri pe proiecte și nu pe considerente personale. Nu vrem să cădem și dumneavoastră și aparatul nostru de specialitate. Și eu, ca președinte al Consiliului Județean, să ducem ședințele în derizoriu sau să ducem ședințele în dezbateri personale. Dacă vrem să facem propuneri populiste, putem să le facem de la o tribună, putem să facem din alte părți, nu în ședința plenului Consiliului Județean. Și aici mă refer, chiar dacă este domnul consilier Vremea a considerat că trebuie să plece din ședință, nu puteam să ducem această discuție la nesfârșit, aceste contre la nesfârșit între consilieri și să nu trecem la subiectul pentru care ne-am întâlnit. La proiectul de buget al județului, care așa cum a fost adoptat, arată dezvoltare, intenția de dezvoltare, intenția de colaborare cu toate UAT-urile din județul Bacău. Am satisfacția să văd că colegii mei din Consiliul Județean, aparatul de specialitate, au muncit pe acest proiect, cum au muncit și colegii pentru asocieri. Au fundamentat fiecare lucru care nu a căzut din punct de vedere legal, fiecare și-a adus aportul acolo și a spus, dom'le, hai să vedem cum găsim soluția legală. În sensul ăsta i-am propus domnului consilier județean Melinte să fundamenteze legal. Știți foarte bine că e greu de fundamentat o asemenea propunere. Tocmai de asta probabil va face un subiect pe Facebook. Am văzut că se filma, deși folosirea telefonului în interiorul unei ședințe de Consiliul Județean nu prea este permisă, că așa scrie în regulament. Să facă un subiect pe Facebook din ce? Că nu s-a supus la vot o propunere de alocare a unor bani pentru ce? Pentru ce? E corect, toată lumea își dorește și eu îmi propun lucrul ăsta, dar să vedem cum putem legal să facem. Și nu vreau să închei ședința înainte de a face anumite precizări și legat de asocieri. În ședința de Consiliu Local a Municipiului Bacău s-a făcut referire la asocierea pe Spitalul Municipal. Că se așteaptă răspuns de la Consiliul Județean pentru această asociere și că încă noi n-am răspuns la această asociere pe Spitalul Județean Municipal
Bacău. Că ni s-a adresat o adresă, ne s-a transmis o adresă și noi n-am răspuns la dânsă. Sau n-am răspuns solicitării. Eu vreau să vă prezint adresa pe care am trimis-o noi inițial la primăria municipiului Bacău, în care ne-am manifestat intenția de asociere pentru realizarea Spitalului Municipal, pentru a crea o echipă mixtă care să lucreze pe modelul celor două etaje care s-au dat deja în funcțiune. Asta e o adresă. Ni s-a răspuns printr-o adresă în care ni se cereau oarecum anumite lămuriri, dar care lămuririle erau în cadrul primăriei și nu la noi, dar am răspuns la termen de o săptămână, două săptămâni, și țin foarte bine minte, pentru că atunci eram în perioada, cred că ieșisem din COVID, ceva de genul ăsta, că eu am lucrat acest răspuns. Și am înșirat pe trei pagini toate motivele pentru care nu numai că noi suntem de acord, propunem și soluția, și modalitatea de colaborare, și stadiul în care se află Spitalul Municipal Bacău, și în care închei cu următoarea frază. Este absolut necesară și oportună, în vederea finalizării acestui obiectiv, asocierea, ca urmare, reiterăm solicitarea noastră de colaborare în folosul cetățenilor băcăuani, ținând cont în primul rând de faptul că ne aflăm într-o situație de urgență, respectiv starea de alertă. Ca atare, orice tergiversare în operaționalizarea întregului pavilion medical ar putea avea consecințe nefaste pentru sănătatea cetățenului județului Bacău, având în vedere că a trecut o lungă perioadă de timp de la prima solicitare de asociere. Față de cele menționate, așteptăm cât mai urgent răspunsul dumneavoastră de principiu privind asocierea sau refuzul acesteia pentru demararea procedurilor de asociere de realizare a acestui obiectiv propus sau renunțarea la acesta. Această adresă este din 14.01.2021. Nu am primit răspuns. Dar, în schimb, în plenul ședinței, mi s-a spus că se așteaptă un răspuns de la noi. Sunt oarecum nedumerit. Și am ținut să fac public lucrul ăsta, pentru că eu am tăcut pe acest subiect, am încercat, știți foarte bine, să trec și prin Comitetul Județean de Situații de Urgență, un plan de asistență medicală în care era prevăzut și realizarea acestui obiectiv. De atunci până acum, cred că eram în zona de finalizare. Nu pot să accept să se transmită de la un consiliu local, din cel mai înalt fotoliu, de la fotoliul domnului primar vizitiu, să-mi transmită lucruri care sunt neadevărate. Eu răspund la obiect, sunt deschis la orice colaborare care este în interesul cetățeanului băcăuan, pentru asta suntem aici, și lăsând deoparte orice politicianism, orice demagogie, trebuie să trecem la treabă. Am prevăzut în bugetul pe care dumneavoastră l-ați votat o anumită sumă ca să avem de unde să ne legăm în asociere. Vreau să vă spun că Spitalul Municipal nu aparține nimănui. Spitalul Municipal este proprietatea Consiliului Local. Spitalul Municipal nu are personalitate juridică, este pavilion medical care i s-a dat o utilitate în mandatul trecut prin colaborarea dintre municipiu și județ și s-au realizat cele două secții, două etaje, trei, mă scuzați, cu parterul, da, corect, aveți dreptate. Consiliul Județean a venit în întâmpinarea
întotdeauna a primăriei municipiului Bacău, indiferent de cine a fost condusă. Pentru că nu aparține cuiva nici primăria, nici Consiliul Județean. Mă deranjează în mod expres acest mod de a lăsa lucrurile la mijloc și vreau să le clarific. Nu aparține nimănui și nici nu o să fie dat sau nedat cuiva. Există o hotărâre veche în care se arată complementarizarea, în care o parte dintre consilierii județeni, poate care mai, au mai fost în alt mandat, au votat această complementarizare. Și au votat ca să treacă către Spitalul Județean Bacău, se facă un complex medical care este în folosul cetățeanului, în care pot veni și din municipiu și din județ, nu doar din municipiu. Am scos, ca să fim și mai corecți, toate cheltuielile care le suportă Consiliul Județean. Cele două secții, cele două etaje, trei, sunt suportate de către Consiliul Județean prin bugetul Spitalului Județean Bacău. În ultimele 7 luni sunt 900 de mii de lei alocați pentru întreținerea acestora. Ca să nu mai zic și de banii alocați pentru realizarea celor două secții. Ca atare, nu am înțeles nici acum de ce Spitalul Municipal Bacău, care nu mai are personalitate juridică, se află în stadiul ăsta oarecum neclar, în condițiile în care Consiliul Județean a insistat în mod permanent, metodic, pentru deblocarea situației. Am vrut doar să clarific, atât pentru noastră, cât și pentru opinia publică. Nu vrem să intrăm nici în autonomia locală și nu avem de gând să o facem pentru că nu este corect și nici legal, dar nu pot să las anumite lucruri nelămurite. Am vrut să lămuresc că atât eu, ca președintele Consiliului Județean, cât și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean a încercat să găsească soluții de rezolvare a acestei situații. Încă, să știți, ca un fapt, să zic așa, nu neapărat, că nu pot să-l spun divers, ca să elibereze un loc la ATI, ca să fie internat cineva, a trebuit să moară cineva. Așa s-a ajuns săptămâna trecută. Eu am intervenit, rămăsese un era pe hol, domnule, e urgent, trebuie să fie internat, domnule, n-avem ce face, nu avem locuri. Dar de politicianism suntem foarte buni. Asta este realitatea. Și am ținut să precizez, pentru că n-aș fi făcut această precizare dacă nu s-ar fi făcut o anumită referire în cadrul Consiliului Local la Consiliul Județean. Să știți că eu respect și Consiliul Județean și consilierii Consiliului Județean și această instituție. Și nu vreau să fiu amestecată în jocuri politice sau de altă natură. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru participarea la ședință și în același timp vă mulțumesc și pentru votul acordat. Vă doresc o zi plăcută!